Ne ațăm, băieți și fete, haideți că începem și noi imediat, două secunde, vă rog. Stați să pune și chat-ul, hai să vedem. Cody, te salut, nu pot să vin... Ok, frățioare, nicio problemă, stai liniștit. Neața Rarei, salut Darie, salută la toată lumea de pe chat. Ia, stați așa două secunde, o să vreau să încerc ceva, văd că tot la fel este delay-ul la fel de mare cum era și pe live-urile trecute. Ieri am reușit cumva să-l fac să nu mai bă delay-ul, era delay-ul decât de vreo 12 sau 13 secunde. Am avut chiar este delay-ul foarte mare și nu-mi place treaba asta. Și înainte să încep live-ul o să încerc puțin să văd dacă reușesc să rezolv treaba asta cu delay-ul. Joker, neața, bine ai venit, frățioare! Neața Liser, neața Mihai. Ia, stați așa să vedem dacă reușesc să fac ceva pe aici. Ia vedeți, două secunde că o să oprez pentru două secunde live-ul, să văd dacă acum merge. Ia să vedem dacă mai este delay-ul tot la fel de mare de curiozitate. Luder, salut, frățioare! Trap Music, salut, binevenit! Ah, cred că tot este delay-ul mare. Da, nu știu ce dracu aș putea să-i fac să scap de delay-ul ăsta, sincer să fiu. Chiar nu știu, deocamdată las așa, n-am ce să-i fac. Da, mă, băieți, eu acum sunt la Cale, la Calais. Și dacă mi apare checkpoint-ul aici. Așa. Și cred că o să ne plimbăm pe naționalul Cale Duisburg până când ne strângem ceva persoană și după aia când o să ne strângem ceva mai multe, probabil o să ne plimbăm și prin altă parte. Beni, te salut, frățioare. Salut, Aline. Mai am bani câteva zile? Ok, frățioare. Deci o să vă aștept, nu știu, cam 5 minute să zic. Sunt în parcarea de lângă garaj, unde este lupa aceea, de unde ei angajații. Fix aici sunt. O să stau cam 5 minute până când ne strângem.
Baghera, te salut, frățioare, bine ai venit. Cata, cum pot să mă teleportez la Cale, Lyser, e greu de explicat, frate. Trebuie să intri pe single player, să scrii în consolă GOTO spațiu Cale. E un pic mai complicat. Caut un tutorial pe YouTube, că acolo ți arată exact ce și cum. Carale, te salut, neața. Sunt la Cale. Imediat, Carale, stai puțin. Chiar abai, te salut, mă bucur să revăd, binevenit. Ia stai așa să vedem. Dojestic, te salut, frățioare. Deci băi, sunt în parcarea de lângă garajul de la Cale. Unde este lupa aceea? O să mai stau câteva minute, după aia o să plec. Trebuie zic, mă bucur că-ți place, frățioare. Dojestic, da, sigur că da, poți să vii și tu. Trebuie zic, nu joc cu volanul. Poți să-ți spui ce volan ai avut? Luder era un volan de la Logitech, nu mai știu, ceva cu... Nu mai știu, am uitat. Sartec, salut, frățioare! Hai, încercați și voi să vă grăbiți ca să putem să plecăm. Uite, a venit până acum o persoană. Cate, ai terminat eventul? Da, Baghera, l-am terminat pe live-ul ăla. Am făcut 10 curse, nu știu, am terminat în 5 ore și puțin. 5 ore și 20 de minute, cred. Ceva de genul ăsta am terminat eventul. Alexe, te salut, frățioare. Oraș și server. Serverul sunt pe Europa 2, scrie și în titlul, sunt la Cale. Calais. Uite că v-a scris Benny cum se numea, uite așa se numea. Uite bine, mersi frumos, Benny. Așa, Răzvane, că e gardul cu tine. Gheorghe, salut, frățioare! Hai, uite, mai stau până la fără 20. După aia la fără 20 plec. Și în cazul în care nu reușiți să ajungeți, ne prindeți pe traseu, că o să ne plimbăm pe Naționalul Cale Dilsbru. Stai să intru și pe Discord. Hai să vedem. Ce vrei, mă, spartule, de la viața mea? Unde mergem, Carlito? Ne plimbăm. O să mergem pe Naționalul Cale Dilsbru. Mamă, pe șinul de mijul meu.
Nu știu de nou de damage-ul tău. Cum ți-ai pus numărul de matriculare? Andrei, trebuie să-ți faci, să-ți conectezi profilul de Eurotrack la World of Tracks. Și dacă intri la ei pe forum acolo, dacă intri la profile, o să ai acolo opțiune de a spune numere de matriculare. Neața Liviule, salut Rare și salut Andrei, mă bucur că ți-a plăcut. Stai mai sau 2 minute și plecăm. Cine să mă anunț cum m-a apucat de Battlegrounds? Nu te-a întrebat nimeni nimic. Înțeles. Când eu o să tac. Dar nu poftim? Astăzi mergem doar cu Skoda? Cred că da. Hai, mai stăm un minut și plecăm. De ce nu putem să mergem și noi la Bergen, pe Serventini, pe acolo și aia? Uite că nu vreau. Salut, pot să vin și eu, Capa, vino frățioare. Și salut, binevenit. Merge TS2 multiplayer pe 32 de bits? Nu, doar pe 64. Dar nu știu, eu când intru pe single player, acolo ne arată 32 de bits și când intru pe multiplayer, 64. E așa cere pe multiplayer. Băi băieți, hai că s-a făcut fără 20, mă aveți grijă cum mergeți, în cazul în care sunt admin sau ceva, să nu vă luați bani. Deci, e la alegerea voastră cum mergeți. Dar în cazul în care vă luați bani, să nu ziceți, bă, Carlito, mi-am luat bani că am venit cu tine. La modul cel mai serios, deci mergeți pe riscul vostru. Master, te salut! Și aș avea și o rugămintea să vă puneți voi motoarele pe motorină, frate, că s-aud ca dracu alea pe benzină. Scuze. Dacă sunt player, 66 de player, nu știam eu de ce am 20 de FPS-uri aici. Salut Sebastiane, ca să mă joc online trebuie să fac 10 curse în 10 orașe diferite. Nu Sebastiane, ăla e altceva, ăla e un event. Caută-l și pe ăsta, bă, China. A, dar care merge cu faza lungă în spatele meu? Joker de la service, frate, pui motorul pe motorină. Este un motor diesel și un motor pe benzină. Ăla pe benzină ai văzut cum se aude, sparge urechile când trece pe lângă tine. Deci care toba spartă în pana mea. Spartă și pe tine. Rare, salut, frate. Pare fi aglomerat acum naționalul ăsta? 100% vede. Puma, vino frățioare! Salut, Strâng! Da, Benny, nu știi că am un noroc fantastic, frate. Când dau drumul la live se face noapte în joc. Dar tot timpul am pățit așa. Rare și sigur că da.
Totul foarte bine, uite, îmi beam cafeaua. Caltă, dacă mi-a făcut un profil nou, fac tutorialul, iar după că vreau să fac curse rapide, că acolo merge, nu mi-arată niciun tir acolo, de ce? Păi, are încearcă să te joci pe single player, Lister. Așa e când îți faci un profil nou. Robi, te salut! Puma, noi o să mergem spre Duisburg acum. Dragoi, salut frățiare! Mă bucur să te văd, bine venit! Nu stai, că nu m-am mai plimbat cu Skoda de mult. Și am lag, frate, nu înțeleg de ce căcat am lag. Carlito, vă aștept la 12, s-a băgat în lumine, bravo. Ok, stai că eu m-am răsunat. Am frame-uri și am frame-uri destul de nasoale. Dacă nu vrei să mergem frumos cu așa 230, rezi nelergă. Mă, asta se întâmplă. Ai venit tot? Te-ai teleportat la service? Cum tu nu știi să conduci? Nu, am dat salvare automată. Deci am frame-uri destul de nasoale și nu înțeleg de ce căcat. Păi nașpa, pe aici, mă, nu poți să faci de pușire, nu. Păi nașpa, nu ți-o mergi. Tot, retardat. Mai degrabă mergem la Bergen. Am înțeles. Deci acolo când am luat curba aia, unde era pe ecoul ăla, mi-a frămat în ultimul hal, n-am putut să... Așa se întâmplă când ai experiență. După mingi video... Carale, nu mă rupe la... să nu zic la ce acum de dimineață, te rog, e frumos. Nu știu ce-s cu serverele astea, pe unul e jale. Vă opriți la service, care nu o să știu dacă mă aștept acolo la Duisburg. Duceți-vă spre Duisburg. O să vin și eu acum. Sunt două motoare care le aleg. Bă, la pe motorină, frate. Ia uite și pe ăștia, bă. Poate te iau și pe tine pe sus. Păi m-a luat. Bine, pe care e Duisburg cu scoatele? Lasă-mă, n-are nimic. Mamă, la Duisburg, 60 de player. Ia uite-i, bă, fără. El din Taiwan, frate. Deci dacă ai vedea cum iasă de la service, tot câte 4 odată. De-aia îmi place mie pe Scandinavia. E adevărat. Lasă-mi merge și pe acolo. Sau hai să mergem cu scodile până acolo. Păi normal că o să mergem cu scodile până acolo. Apoi atunci ne întâlnim aici la Duisburg sau trebuie până acolo? Păi face câteva ture cale Duisburg și după aia o să mergem. Vă grăbiți? Dacă vă grăbiți, luați înainte. Păi nu, ca să știu unde să vă aștept. Păi v-am zis că merg la Duisburg. Ok, atunci. Asta dacă nu mi se oprește motorul de 10 ori până acolo. Cody cu 800. Uita
Uite si aici iară, deci e frame drop aici, nu inteleg de la ce e frame drop-ul asta. Pare prea mult pe tab, urmat. Sunt da, 10 pe tab, dai dracu. Hai sa-l aduci vreo 60. Anonimule, neața frate, te-am mai salutat odată, neața. Văd că ai ceva de damage, abilită. Da, am 27%. S-au accidentat unii față mea și n-am mai apucat să pun frână. Bine, măcar că mi s-a oprit motorul până acum. Mai bine vă dați mai pe dreapta că are no collision hack. Silvele, neața frățiere. Vezi că vine din față carale. Vezi. Am înțeles. S-a băgat Corea 9-1. Are no collision hack, dacă poți să-l filmezi. L-am filmat. A, l-a băgat și mine. Cred că trebuie să dau salvare automată, că am mult damage. Nicu Meciu, mult depășit cu refunător. Trebuie să băgat și ăla. Vine un cu care... Nu mai zic nimic. Ăla e prost cu nou collision-ul lui. Către Duisburg, adică cel puțin încercăm să mergem până acolo. Nu, am gândit tâmpitul să intre în mine. Alex George, neața, frate. M-a dat la Peco. Hai, bune, m-a dat, l-a dracu-n preasă. O să încerc să vin. Dacă copii o dat de hack-uri. Chiar era bun acum ăla de nou damage. Adevărat, a apărut unul, nu dai numai no damage. Nu-mi place, dacă n-are speed, n-are din ăștia. Păi numai no damage, ce speed? Speed-ul e pentru retardați. Eu vreau speed, eu vreau putere, eu vreau 1000 de cai. Ne, tu ești retardat. Carale vrea Formula 1. Nu mai zic nimic atunci. Mai băgăm office să poate, dar să avem noroc. Poate. Joker, cred că da, cred că în parcarea de la hotel să ne vedem. Ah, atunci mă duc acolo. Eu-s la service. Păi la service e full, mai mult ca sigur. Să văd dacă pot ieși. Reușesc să mă bag și o depășire aici, sau? Loco, neața, frățiere! Salut, băieții! Salut! Carale, sper că nu bagi butonul magic pe Skoda. Nu, că nici nu-l are. Nu-l mai am în calculator. Așa, idiotul, ești prof. Dar oricum nu prea mai joc Euro Truck, mai joc doar cu Carlito, m-am apucat de Battlegrounds. Ca să nu fiu făcut terci, iau mașina din Dortmund și vin spre Duisburg. De când te-ai apucat, Aral? Ieri la ora 7 seara. Andrei, da. Nu am volan, frățioare, iau virajele cu mouse-ul. Lovidiu, neața, bine venit! Cred că non-stop ai să apel, a? Carlito acum a făcut mișto de el. Asta o să fac mișto. Nu mă pun la mintea lui.
Să prin Europa sau mergem și pe Scandinavia? O să mergem prin Scandinavia. Ne primim puțin pe Europa, după aia o să mergem pe Scandinavia. Gasti, te salut, bine ai venit, frate. Ești pe calea aici, Duisburg, îi vezi numai pe Tarla, pe ăștia sau pe... Ovidiu, nu mai am volanul de mult din frate, că s-a stricat ăla pe care l-am avut. Am ceva timp de când nu mai folosesc volan. Linie continuă. Permisul luat. Ah, perfect. Mi-a dat crești multiplayer. A, nu știu, mie mi se pare că cu mouse-ul poți să conduci cam la fel ca și cu volanul. Eu joc mouse-ul de că mă știu. Eu de când am văzut la Carlito. Da, dar e mult, mult mai ok, frate, cu mouse-ul decât cu tastatura care... A, păi timpul e mai mic de răspundere, adică dai volan mai ușor pe tastatură, aoleu, cum trebuie. Am încercat doar o dată și aveam acolo la sensibilitate direcție ca și când aveam la tastatură, știi, și l-au prea brusc și de-aia n-am mai încercat. Dar după aceea când te-am întrebat pe tine, nu știu dacă mai ții minte. Știu, eu am pe minim. Și apoi mi-a pus așa și mergea bine. La început, să zic că prima oră când te joci cu mouse-ul e un pic aiurea, că ai tendința să iei virajele de pe tastatură, știi? Dar după aia te obișnuiești, frate, nu știu, m-am obișnuit. Da, și eu. Salut, Ștefane, bine ai venit! Hai, că nu era ăla să mă ia. Câte reporturi n-am dat și eu aseară? Iau aici, report! De obicei le dădeam la ăștia care aveau Skoda cu trailere. Da, vireți cu mouse, frate. Bine ceva din fața carale? Da, bine. E, că merge. Nu vreau să râzi. Da. Da. M-auzi? Nu. Ia o bere. Ne zi, frățioare. Înainte nu m-auziam. Te auzeai și înainte. Mă mai știi, Carlito? Nu, atunci când am făcut convoiul la oficial. Da. Surprinderea mea nu chiar așa plină, pe care ai zis Duisburg. Eu vă aștept la Duisburg. Băiatul meu care a intrat, microfonul, puniți bind. Nimeni nu cred că intră în Duisburg. Odată ce intri nu mai poți să ieși. Eu trebuie să intru la serviciu să repar, că n-am încotro. Cam 27% de meci. Eu de obicei mă duc la Dortmund, că acolo e puțin. Nu, decât 60 de player la Dortmund. Erau... Păi Sebastiane, tu ai jocul cumpărat frățioare, poate de-aia nu-ți merge să joci. Deci azi noapte pe la 4 dimineața, 3 dimineața așa, erau 100, mi se pare, în Duisburg. Deci erau full servere. Exact, salut frățioare, bine ai venit. Salut Ștefane. Cum a mers convoiul ieri? Foarte bine a mers.
La final a intrat unul în mine, bine, nu din convoi, unul random a intrat în mine, mi-a dat ceva damage mai spre finalul de convoi, dar mă rest chiar a mers foarte bine. Cred că la cât am scos ieri, putem face unul și prin stamina. Sigur, jumate avem. Da, mai exact, mi-era și mie doar să mă enervez pe aici pe calea de zbor. M-am mai enervat de mult pe aici. Chiar n-am mai trecut de mult timp pe aici. Acum ai ocazie. M-aud mai încet? Deci ați faci live numai cu scoatele? Cred că da. Băieți, eu vă aștept la Duisburg. Am înțeles, să trăiți. Vezi că asta și nu s-a remorcă aici, v-a gândit omul, s-a dus să-l bagi niște. Pe sim l-am cumpărat pe Sebastian, vezi că trebuie să ai în primul rând, trebuie să ai 2 ore jucate pe single player, iar apoi intri pe forumul de la Trackers Multiplayer. Îți faci un cont acolo cu ajutorul contului tău de Steam, descarci patch-ul de multiplayer, îl instalezi și după aia te joci, altceva n-ai de făcut. A, nu știu ce e așa complicat. Edi, te salut frățiare, bine ai venit, ia uite-l pe ăsta ce am mușcat din parapet. Da, da, deci nu e nicio problemă, stai liniștit. Da, chiar că a lăsat-o pe remorcă să-mi bat piciorul dacă te mi-a. Veniți-l, Fauzi. Veniți, Fauzi. Abia astea să bagi în oastea. Și mi-am zis la fel la început, averi. Da, cred că știi că nu o bagă. Cred că până o să o bage, cred că o bagă în 1.29. Mai urcat sigur. Te-a luat, da? De pe mine m-a luat prostul ăsta. La Crăciun o să o vedem. Păi da, atunci. Dacă trece și de Crăciun, oi, de cap. Păi e cam în perioada să fie băgată, în perioada sărbătorilor. Și ci că până la sfârșitul verii va fi gata. Derek, mulțumim frumos, frate. Salut. 43% mi-a dat ăla. Pe unde ești, Carlet? Cine are virusul? Aproape de a doua intersecție. Înțeles. Ce rămâne? Și până la Crăciun o să vedeți că mai scoate încă 5 DLC-uri și 7 paint-uri. Nu cred. N-am mai putut să pun frână acolo. Urăsc că n-are frâne deloc, frate, scoate asta. Vrei să pui o frână, pauză. Tony, nu... Îți dau eu, cum îi zice, te pus în consolul. Cu o comandă și-ți ai frânele mult mai tare. Vrei? Mai. Cât de tare? Foarte tare. Frânele sunt aproape instant. În 2 secunde de la 110 ajung la 0. Păi ia zi-mi și mie, că scoda chiar ar fi bună. Mersi frumos de abonare și să abonăm mai devreme, mulțumesc frumos. Adi, păi salut! Să oprești, că noi suntem trași aici după curba aia mai... Păi stai să ajung și eu la voi, stai să ajung și eu la voi. Aproape ajung și eu acolo. Vezi că după aia trebuie să schimbi înapoi, că nu-ți merge pe single player. Ce kilometri mai ai? Nu știu. 1000. Mii. Era sarcastic. Era sarcastic. Știu. Aole. Mi s-a corupt și salvarea de la moduri. Mersi, mersi frumos de abonare, bine ai venit. Microfonul! Care este mai greu? Ia zi comanda. O vreau și-o. Eu sunt pe mut.
e la G-bar jos, trebuie să scrieți în consolă, G-bar jos. Brake bar jos. Așa? INTN. Inten, INTN. Da. Așa. CT. Legat. Y. Da. Așa. Spațiu 1 milion. Unknown command. Deci G underline break. Nu trebuie să scrii R-A-K-P-E la oraș. B-R-A-K-P-E spațiu, da. Jos in T E N S I T Y. Da, pe așa am zis. Spațiu 1 milion. Și îmi zice unknown command. Mi-i merge. Deci uite-te și pe live. Pune-te pe 3. Cum adică pe 3? De acolo la, după intensity, pune scrie 3. Vezi dacă îți merge. Unknown command. Da, așa. Dă-te de pe offline pe Steam, că ți-o scriu eu și o copiez, nu? Ia vezi. Mie mi-a mers. Da, dar mie merge. Vedeți că nu merge pe single player, trebuie să dați înapoi pe 3 intensity. Hai de până, trebuie să dați intensity pe 3 ca să vă meargă, dacă nu compuneți frână pe joc, vă dă crash. 3-ul, intensity 3, e cea mai mare frână. Gata, merge. Dă-o pe 1 milion să vezi cum frânează acum. Și la final de live să o pui înapoi pe 3. Stai așa să... Stai cam unul în spate, stai puțin. Microfonul. Teodor, dacă era intrat data asta, îți dau bani. Gata. A, e parcă frâna mai bună, nu? Lecții de viață cu carale. Stai așa, vreau să iau puțin mai multă viteză, ca să-mi dau seama. E mai bună frâna, oricum. Aveam microfonul pe tare. Nu, te rog, nu! Am înțeles. Rip? Da. Nu mai zic nimic. Microfonul. Doamne, ajută salvarea asta, Nico. E așa de greu să-ți spui... Oi, de capul meu, ce repede poliția. Teodor, vorbim aceeași limbă, e așa de greu să-ți spui un bind. Carale, de ce stai? Stai mă, că îi dau eu kick, stai așa. Deci în 2 secunde a oprit de la 60 la 0. E ok, mai doar că îți dă crash comanda asta pe single player. Trebuie să pui înapoi pe 3. Break intensity. La cât mă joc eu single player? Și... Păi zi 3 și dată că vrei să intri pe single player și îți dă crash și nu știi de ce. Teodor, ne pune și noi bine sau îți dau bani? Am înțeles. Ei dau kick deocamdată până își pune bine. Așa. Hai că eu stau pe mult să nu deranjez. 4-7 în vizor. Dar nu ne deranjez, important e să aveți bine, da, este tot, nu ne deranjează cu nimic. Asta e, dacă s-aude, dacă s-aude pe fundal când vorbești ceva, când apeși pe bine, nu este nicio problemă, dar e stresant să s-audă în continuu treaba aia, știi? Aia da. La Teodor s-a auzit și un vâjit ceva din când în când, nu știu pe ce. Ia să vedem, facem un test break acum. Oh, păi mult mai bine, frate. Da, da, frânează instant și durează câteva secunde să pornească. La mine nu e chiar instant. Deci la mine nu frânează chiar instant. Adică frânează normal, cum ar trebui să frâneze o mașină în pana mea. În curbi, dacă nu știi să controlezi frâna, te duci. Da, asta e frâna bună, dar știi că se simte cel mai realist când ai volan, pedale. E vărat. Cât mai ai până la Duisburg, nu mai am mult, imediat ajung și eu. Frâna asta e aproape de ABS, dacă știi și la ABS. Mi se pare că e făcută destul de prost asta. Păi... Hai de grab că un Maserati. Gândește-te că Skoda asta e făcută pe șaseu de camion și tot e camion la ea. Ne-am strâns mulți acolo la hotel Joker, încerc și să ajung, frate, dar dacă n-a mai intrat lumea în mine, aș ajunge. Hai că Skoda e camion, pe scurt. Orice mod e făcut pe camion. În ce oraș ești, Alex, mergem la Duisburg, frate. Vino la Duisburg.
10, la hotel suntem 6. Deci 95% din oameni care folosesc Skoda sunt handicapați, adică intră în tine fără niciun motiv, bagă viteză pe oriunde. Restul sunt oameni normali care merg liniștit. Nu. Am văzut ceva, dar nu era oameni. Hai să mergem încet, că e mai bine așa. Nu știu dacă ați văzut, acolo când mergi către Bergen, sunt unii care, zic, care ajută să... Andrei, screen console, G_brake_intensity, pui 1.000.000. Sunt 7 persoane. Opa. Stai, mai sunt și pe național pe aici, multe persoane, uite, mai văd aici băieți. Cred că o să pun comanda asta în descriere, frate, că chiar e folositoare la Skoda, ești nebun? Am descoperit-o pe un site din moduri. Eu i-am pus pe... Dar după cât ai pus-o carale, că i-am pus-o pe 1.000.000 și parcă... Oricum tot frânează ceva mai bine. Pune mai mult, nu știu dacă merge mai mult, oricum se simte, pentru mine se simte în anumite situații. Ia că am mai pus un 0, să văd cum frânează acum. Mai bine se simte dacă ai volan, cu pedale, că atunci știi să... Salut, Carlito, am trecut pe lângă tine, drum bun să aveți, Paule, mulțumim frumos, frățioare, drum bun să ai și tu. Pune mai mult de 0 și așa se întâmplă. Dar se simte realist, că, na, am pătit-o, 100-0 în 2 secunde. Și cu Logan. Stai că am mai pus un 0 în plus să văd cum reacționează. Deci mă uit pe live-ul tău, Carlito, deci numai tot zboară, ori s-a chinetat, ori... Ei. Mai întâi că răbă merge pe Scandinavia, cred. Am înțeles, am intrat în mine. N-am mai zis nimic. Văd că tot la fel frânează. Ce-ar fi, ce frumos ar fi să iau comanda să te poți da jos la ei, să-i bați în ultimul hal. Aici, pe care de urmă, tot sără în tot ce care nu au bani de Facebook, toți copiii rătați, frustrați, dar nu știu ce-i cu viața lor, să nu văd în viața lor un camion. Cum poate să cacaie TS2 pe Windows XP? Nici nu cred că merge, frate, pe XP. XP, mai folosește cineva chestia aia? Aparent, da. Cantă, după ce am downloadat launcherul, îl instalez în Steam. Da, Sebastian, intri în folderul de la Steam și îl pui în folderul cu unde ai tu Eurotrack-ul. În Steam Apps, în Common, acolo la... Unde ai tu Eurotrack-ul. A sunat 2030, vreau Windows XP înapoi. Vlados, te salut, bine ai venit. Doar am o întrebare, dacă mergi pe lângă cineva și pui o frână din asta, aproape instant, nu o să zică că ai brake, hex, sau cum se numește. Chiar nu mă interesează. Dar suntem o grămadă. Carale ar trebui să știe. Nu. El a avut toate modurile. Nu, că brake instant, adică să sărnezi instant. Instant. Păi și cu scot asta e aproape instant. Ha, nu e aproape instant, nu. E mai realistic. Când ești la 120, în câteva milisecunde la 60. Deci nici n-ai timp să frânezi de la din spatele tău. Arată mâine Duisburg-ul, frate, n-ai hartă. Intri pe mâini și te uiți tu unde e Duisburg. Uite aici e Duisburg. Vezi că-l găsești pe lângă Sibiu pe acolo. Fetele de la Sibiu. Da, am înțeles, stai că s-au blocat băiții aici. Unde te bagi, mă? Bă, turcule, alo. Alo, gara, unde te bagi? Alo. Poze. Trebuie să fii tu mai atent decât ăștia, chiar dacă nu-i vine atacă. A, bine că mi s-a oprit motorul acum. A, cât volan a avut urcul ăsta că mi s-a oprit motorul. Hai că mai mă bag. Și cum a intrat carale în stâlp? Da, eu avem prioritate, drum cu prioritate. Nu mai zic nimic. Carita, de ce nu spui no damage? Că nu-l am, frate. Sunt de carale. Și că se ia permanent pentru no damage. Nu, no, pentru speed se ia permanent, pentru no damage se ia permanent. Da, se ia? Nu.
Dacă nu, știu, nu, dar dai seama, dacă eu mai fac și live-uri și folosesc no damage-ul, e posibil să îmi facă cineva report random de pe live. Că omul care l-a făcut e youtuber și face live-uri cu no damage-ul și intră oamenii în el și el are de aer de damage. Ai putea să le pui, adică... cum să zic, pe privat sau să le ștergi live-urile, dacă îmi faci no damage-ul. Păi te filmează timp ce ești live. N-are treabă. Că le salvează asta, rămâne exact cum juca Awake cu CSGO cu tape. Ah. Dar ăla le punea pe privat. Ce? Aici. 50 de like-uri, fraților, mersi mult de tot pe like-urile date, mersi mult de tot. Mersi, mersi frumos de abonare. Așteptați-mă și pe mine, păi frate, o să stăm aici vreo 5 minute. Deci cineva să să filmeze, să-ți dea ție report, dar lui Caral nu i-a făcut nimic. Ce frate, nu s-a obișnuit cu frâna asta. Ale, ai ajuns? Mica, e treaba, eu nu sunt YouTuber, nu fac live-uri. Dar a apărut un live-uri cu care lui Carlit a pus piste atât. Măi, am întrebat adminul, l-am întrebat pe Salt, adminul ăsta român, și de la el, mai... când era mai... când a apărut un ODM-ul, au zis că pentru speed-ul ție pe rămâne, nu și pentru un ODM-ul. Dar am înțeles dacă zic că poți ții ban sau nu pentru așa ceva. Bănuiesc că nu. Dacă joci pe Europa 1 sau Europa 3, na, n-are cum. Dacă ești prins, că de obicei, uite cum e acum, admin prea mai stau la picale de Duisburg. Mai mult prin Scandinavia. Am cum de obicei stau în Scandinavia. Hai da, că știi, pe acolo se merge frumos. Adică cel puțin cât am fost, am rămas șocat cât de frumos se merge. Nu ca aici, nu, se, nu e nicio regulă. Da, da. Deci nu au auzit de prioritate de drept în viața lor. Da, știu că de frumos merge și în Scandinavia. Mersi, mersi frumos de abonare. Da, peste op, tot. Cam asta ar trebui să fie parcarea. Am parcat-o bine? Am parcat-o? Cât e un rus. Da, ai parcat-o bine. Hai că o să stăm 5 minute, băi, la și 20 o să plecăm. Deci suntem în parcarea de la hotelul din Duisburg. Aveți timp 5 minute. Hai claxonați. Care claxonați? Carlito, dai un leu și mie? Poftim? Carlito, îmi dai și mie un leu de motorină? Îți dau, mă. Cu de asta mănâncă mai ceva ca un Bugatti. Ah, păi Carale, mi-ai făcut ziua mai bună cu comanda asta, și nebun? Care clonsunează, mă? Pe să jucă în joc, care clonsunează, mă, zic că... Carlito, deci m-am plimbat... M-am plimbat numai pe aici, puțin prin Duisburg, și deja mi s-a dus un sfert de rezervat. Mănâncă mult. Ionele, te salut. Îți tunezi mașina, te rog, n-am ce să tunez la ea, frate. În afară să schimbă vopsea, n-am ce să-i fac mai mult de atât. Îmi pui frâna așa bruscă la Skoda. Andrei, uite, bagi și comanda asta. G, underline brake, underline intensity, o pui la 1 milion, 10 milioane, vezi și tu cum îți merge mai bine. No, mai posibilități. După aia trebuie să o schimbați înapoi, după ce terminați, dacă vreți să intrați pe single player, trebuie să schimbați comanda asta în loc de 1 milion, să puneți pe 3, ca să vă meargă single player, dacă nu vă dă crash. Comanda asta nu se aplică și la camioane? Ba da, se aplică la orice, doar fi multiplayer, atâta. Lito, ți-ai băut cafeaua? Da. Asta a datorat la mecanică, poate că Uma. Da. Cum deschizi man consola, Berti, trebuie să o activezi, frate. Dar așa am făcut șepul. Te aud tastatura ta de gaming. Ia, vezi, îți place cum se aude a mea? Aline, G, break, intensity. Deci uite-te pe live. La Marvo. Pot veni și eu, vino, frate. Noi mai sunt 3 minute aici în parcarea de la hotel, după aceea o să ne întoarcem înapoi către cale și cred că de acolo o să mergem către Scandinavia. Mi-a luat un kit de 1.600.000. Mouse, căci, tata, tata. Ia vezi, îți place dacă se aude așa? În continuu. Ți-o faci în... Să nu zic în ce. Ce-a dat, pe și cum activezi? Verti, intri în My Documents, folderul cu Eurotrack, la config și ai acolo G underline console. O pui de pe 0 pe 1.
Cred că ar trebui să facem tutorial la câtă lume tot cum trebuie. Dar sunt 20 de milioane de tutoriale pe YouTube ăsta, frate. A trebuit să facem tutorial și cum să intre în FZ2 multiplayer. Da, da. Sunt la tutoriale pe YouTube, de să ți le pui și în cap, la cine caut? Decât să caut mai bine, întreb. Nu, că multă lume nu știe engleză. Dar nici nu-ți trebuie engleză, frate. Sunt și român. Păi, scrie în română, aia. Cum mă joc multiplayer Euro Truck și zic că e acolo grămadă. Acum, Geo a făcut. Geo a făcut poți să instalează. Să vezi în imagini. Și ăla vechiul și ăla nou. Să te uiți în imagini acolo. Wow, că o fi și atât de greu să descarci ceva, un executabil, și selectezi folderul de la asta. Dar nu știu dacă și Geo a făcut și are un videoclip. Daniele, iese delay-ul de vreo 30 de secunde pe live, ceva de genul ăsta. Are vreo două videoclipuri cu multiplayer-ul vechi și ăla nou. Da, da. Adică cel puțin așa cred, cam vreo 30 de secunde cred că e delay-ul. Cam așa, cam așa. Hai, mai stăm un minut și plecăm. Care are de pe benzină? Face drift. Batman, dacă mă auzi sau dacă ești aici, te rog frumos, bagă și tu motorul ăla pe diesel, frate, că sau de infectă la pe benzină. Ia spart-o, bate să-i faci. Asta ce că ar trebui să fie motor electric sau pe benzină, da, da. Nu pe benzină. Georgian, neața, bine ai venit. În 28 de secunde e delay-ul, ce zice Benny. Motorul s-aude bine, dar că s-aude mult prea tare. Nu știu, l-au făcut să aude mult prea tare. Merea s-aude super bine motorul. Deci că e de la Discord, dar GTR de la... cu... VRS. Hai că este și 20, mergem? Haide. Unde mergem? Mergem către Cale și de la Cale o să mergem după aia, în Scandinavia. Măcar cu frâna asta știu că nu o să mai dau de atâta idiot. Uite, frate, cum trânează din asta. Aha, uite și tu. Da, că te vor rătra cu prietenii. Frâne, ar și scot asta. Da, că ăsta doarme, nu știu ce face aici. Poftim? Vreau să intru în tine, care frânele astea. Care frânele? Vreau să intru în tine. Deci atent, am vrut să-l depășesc pe ăsta că dormea și acum s-a gândit și el să plece. Uită-l mă și pe ăsta. Nu prea a fost cea mai bună idee cu scodele. Nu prea a fost cea mai bună idee să venim pe aici. Hai că nu sunt toți retardați aici. Cu scodele. Uită-l mă. Cum e vremea în Constanța, rare și cam cald afară, sincer să fiu. Poți să vin și eu cu voi în Scandinavia, Aline, vină, frățiare. Păi și tu, frate. Ești bine, n-am ieșit trei. Carta, de ce zic românii la 100 de lei, 1 milion? Pentru că... așa stă, eram obișnuit cândva. La un leu îi ziceam 10.000. Când erau... când erau banii aia. Mihai, suntem pe Europa 2, Europa 2, auzi, doamne, Europa 2, scrie și în titlu. Cred că se trebuie de câteva okay. Europa 2. Le românele. N-are nimic. Dacă merg încet deocamdată pe aici, că văd că băieții... aglomerați. Fast and Furious. Ia uite-l, hop. Semnat 1. Dar nu înțeleg, frate, deci dacă e unul în spatele meu cu farurile pornite, nu mai văd nimic în față, frate, mi se întunecă ecranul, pur și simplu. Bă, opa. Au. Doooo!
Mamă, ce frâne bune, instant am frânat. Bă, dar frânele sunt bune. Eu am încercat să pun frână mai ușor, ca să nu intre din spate în mine, dar... Dă-i, bagă-te. Dar lipsă frânele astea sunt bune. Acum nu mai stau cu frica aia că, bă, cum frânesc ca să nu intre frână ăla din față. Vezi că a intrat unul. Da, ce e? Vezi că e Alex ăsta. Nu-i nimic, stai ajut. Vezi că e Alex ăsta care portează. Are niște frâne scoala asta. Ușor, ușor, ușor. Mă dau cu un număr de praf, bă. Ați trecut de mai interzeție. Ia uite și pe ăsta. Alex! Uite și pe ăsta, el... Protoșel, sunt în comunitatea Casa Gaming. Pe timp, dacă ești aici, ești cel mai prost om din lume. Ai, băgăm iaș. Uite mă ce idiot. Încercați să mergeți încet, să nu vă grăbiți, că e aglomerat în față, n-avem cum să ne băgăm în depășiri sau chestii de genul. Dacă eu trebuie să mă așteptați și pe mine, că a intrat unul, Betty. Noi vă așteptăm după intersecția aglomerată, eu cu Adi. A intrat la mine și m-a aruncat în sus. Uite-l pe ăla, zici că e cu jeep-ul, frate, se bagă pe câmpul camionul. Oricum nu mai merg așa de tare, maxim 160. Nu prea e unde... Nu prea e unde să-i dai, sincer. În Scandinavia, dacă e, acolo e gol. Pe acolo să mergem tare, dai să. Carte mai joci Friday the 30. Pot să mai joc, trebuie să-l instalez, mi se pare că nu mai am instalat. Deci cred că cea mai mare parte joacă multiplayer-ul ăsta pentru scode. Și ca să facă scroll. Exact, nu te alături și tu sau vrei să-ți bei cafeaua liniștit? Nu are ce să alături, s-o spărea pe mine când mi-am luat Battlegrounds și nu i-am luat Tuning Duff-ul. Le-ai vândut alea ca carana. Batman! Ca să-mi iau chei de Rocket League. Oricum, nu-l foloseam, erau nașpa. Tu de cât ai avut accesoriile alea? Le-am vândut pentru 7 euro jumate. Oh, eu am fiecare e 50 de cenți bucata. Mai am turnul Eiffel, dar nu-l dau pe ăla. Mi-am luat ceva iteme pe ăsta, pe Battleground și mi-am luat chei de Rocket League, 3 chei de Rocket League. Din păcate foarte mulți membri au plecat, de unde anume Bătoșel? Iopis, te salut, bine ai venit. Din Casa Simple, Gaming. Salut. Dacă vrei vorbim noi subiectul ăsta, Carlito. Ce anume? Cu Casa Gaming. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? E aproape. Uită-l! Da. Mamă! Așa că n-am mai intrat niciun în ultima perioadă pe TeamSpeak să văd ce s-a mai întâmplat. Cel puțin cred că am vreo. Zic eu că e RIP comunitate. Asta e. Ne vedem la cale? Da, încercăm să ne vedem acolo. Deci nicio șansă să mergi pe aici acolo. Scuze, Carole. Nici o șansă, eu am dat de unul care a avut lanț, l-am zburat în aer. E ce e, pa! Eu cred că mă dau bătut și merg numai pe Scandinavia pe aici, m-am enervez. Liber. E liber? Da. Să mai bine jucăm să mergem spre Kiev. Să nu trec la liber, băieți, de pe șură. Mersi, mersi frumos de abonat. Salut, Carlito, distracție plăcută, mulțumim, frate. Cât a dat Carale... Cât a luat Carale pe acele flaguri, câte l-am văzut? 7,50€. 7,50€? Și mai am turnul Eiffel, dar pe nu-l dau. Carale a avut un bulan imens. Da, mi-a picat ceva France Gold, care au fost vreo 6€ când l-am luat. Mie mi-a cel mai mare de 1,50€. Am avut un flag care... Dar e puțin riscant, frate, cu scoda asta prin curbe să pui frână. Deci te aruncă imediat. Știu că mai ai fel dacă nu știi să controlezi. Hai că la cale îți doar 9,000€. Nu mai bine o luăm despre Rotterdam. Ce era înainte la Rotterdam și ce acum, că acum cum ai făcut să nu mai fugă rău mașina? Nu i-am făcut nimic, i-am făcut decât frânele mai bune. Hei!
Eu sunt fondator în România Elite, dar sincer îmi pare rău dacă se desfințează oricum, noi vă așteptăm lângă noi. Mai Bătoșel. Da, 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 e Bătoșel. Zic, îl salut pe Bătoșel. Te salută, Carat. Da, Bătoșel, sincer, nici eu nu știu ce să fac, crede-mă. Nu prea am timp, frate, de comunități. Nici în Casa Gaming, cât am fost, nu prea am fost foarte activ. Adică... Nu știu, chiar nu știu. O să mă gândesc și te anunț dacă e. Liber. E liber? Stai că v-am văzut că a venit tati tare din spate și l-am lăsat să depășească. Acum vezi că vine unul tare cu spada. L-am văzut. E cam kamikaze mod. Mai vine ceva după aia? Da, mai vin după. A fost cam 40 la mod. Ultimul după... Eu m-am întors în România Elite. Ieri am văzut că a făcut un convoi, erau vreo 4 membri din Casa Gaming, ne-am dus acolo. Cam toți pe care îi știu eu. Și tu ai fost ieri la convoi? Convoi? Nu, n-am fost. Aseară am intrat. Da. Mi-am luat copilul tău și am plecat. Ăla am fost cu mania. Care ta, 6 de dislike-uri și 2 like-uri. Mersi frumos, fraților. Mersi mult de tot. În ce oraș ne vedem? Ne vedem la Calais, la Calais. Ia să testăm frâna. Stai așa. Ce vorbești, frate? Acum ești datorul, carale. Oricum, mai devreme sau mai târziu s-a aflat comandat, adică nu-i ceva o... Nu m-aș supăra dacă mi-ai luat de liceu cu Italia, totuși. Aș putea să-mi iau itemite pe Telegrams de banii de Italia. Voi să vă luați la afară sau? Normal. Dau și pre-order dacă nevoie. Salutare toată lumea! Daddy, te salutăm și noi, bine ai venit! Deci să văd cum schimbă orașul Torino, dacă-l fac și mie frumos mea. Da, da, ușor, 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 că ăștia intră la Peco. Mamă, cât de perfect a fost. Mamă, ce fază lungă de neam prost avea ăla. Vedeți că aici, la podul de, spre Bruxelles, e blocat tot. Aproape. Se bagă toți. Nocar a pus muzică pe stație. Eu am oprit stația. Chiar a pus muzică, stai mă să-i curupă. Turcan e capat. Ce-am zis? Cum ți-ai făcut frâna așa de bună? Este o comandă în consolă, gamer. Pui G, underline break, underline intensity, o pui la 1 milion, la 10 milioane, vezi și tu cum îți merge mai bine. Acum după ce am ajuns la Calais, îți merge în Scandinavia? Sau pe... Simple, bine, da, frate. Mergem pe jos până la Scandinavia. Right. Nu-mi dau seama dacă ăștia vin sau... Vin. Vedeți că stai aici la podul ăla de la Bruce. Stai, că aici în spate am prins aglomera, n-am cum să depășesc, n-am cum să fac nimic. Mă bag în spatele lui Carale. Hello, Gaming Nation! Hello, welcome to my stream! Așa de se depășesc. I'm from Latvia, I'm playing Euro Truck Simulator 2, my nickname... Sunt fie rușine. Mersi, mersi frumos de abonare. Deci Carale depășește și în curbă și pe linie continuă. Așa se face bacul. Sunt fie rușine. Ui, văd că mai stă unul în carmină, îți vezi oameni în timp.
Gamer, ți arăt când ajung la cale. Acum n-am cum să ți arăt în timp ce merg. Adu-mi aminte când ajung la cale să ți arăt comand. Deci cred că acum nu mai mi-e frică să fac viteză și să pun până în ultimele 3 secunde. Mamă, se bagă. Problema e să nu pui frână în duș, că se bagă în tine. Ce drag mă bag în depășire, frate, că n-am nicio șansă. Nu grijă în curba aia, că e unul parcat pe un sens de mers. Să nu te bagi în jos. Stai, tu nu țipa la mine, că nu ți-am tăiat capul. Salut Dani, salut bandit, bine ai venit, frățoară. Da, e bariera? Da, se pune bariera. Voi ați prins bariera? Nu. No. N-ați prins, stai că am prins bariera acum. Ați live-ul după ce ajungi în Scandinavia? Da, păi o să ne primă puțin prin Scandinavia și vedem. O să țin live-ul undeva cam până pe la 1, cred. Oh, păi le-a cu tine. Scuze, Adi. Mersi, Caleta, am reușit, mă bucur, Sebastiane. Consola acum o activezi, intri mai documents în folderul cu Eurotrack și ai acolo o chestie numită config. Intri acolo și cauți G underline console. O modifici de pe 0 pe 1, dai save și cam mai ar fi. Și eu aia cu developer. Și aia da, și mai caut încă o chestie cu G underline developer. Și aia o modifici de pe 0 pe 1. Ne așteptăm lângă noi oameni cu minți și cu bun simț. Botoșel, ți-am spus, lasă-mă puțin să mă gândesc. Nici în casa gaming, crede-mă, n-am fost așa activ. Cât am fost acolo, chiar nu prea am fost activ. Și decât să vin acolo, mai mult să încurc, adică, nu știu, mi se pare puțin aiurea față de voi. Carale, te iubesc, mersi pentru chestia asta funcțională. Nu mai înțeleg pentru ce este Google. Da, 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 bine spus asta. Cum ai făcut să-ți arate ceasul în Skoda? Cum adică? Ce fac mă ăștia aici? Salut, tot pe unde ești? Puțin mai față de barieră. Eu încerc să mă țin după Carale. Dar Carale fuge. Cearcă să ții după el. O, am 200 deja. Dar și pe ăsta, bă, 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 bă. A, el se referea la ceasul la care l-ai pus tot, cât eu ala. Hai că s-a văzut că s-a oprit. Ceasul ăla e de sus, e de la live sau de la Skoda? E de la live, frate. Nu e de la Skoda. Unde ne întâlnim? În cale. Aline, o să ne întâlnim la lupa aceea de lângă garaj. Este o parcare acolo. De unde e angajații pe single player? Păi trebuie să dai multiplayer, primești amendă pentru viteză? Da, Dani. E extra comandă și pentru asta. Da. Dar nu, mi se pare că poți să o dezactivezi direct din setele de la da, joc. Da, la mods. Acolo, contravenții. Da, la contravenții. Salut Raul, salut Casian, bine ați venit, băieți. Deci în 2 secunde, în 200 am ajuns de la 60. Ia să cât ai aici puțin curba. Farul, a, le-avea aprinsă rău.
Nu, te rog. Așa. Fu. Hai că mi-a stat mi-a stat morcovelul. Cu tot cu bag banii. Nu mai ai benzină? Da, știu, dar mi-ajunge să ajung la cale cu benzina asta care mai am cu motorina. Dar mie tot știu ați ajută non-linearitate direcție. Poftim? Ne vedem la hotel sau în acum parcarea de unde este, unde este lupa aia. Aici suntem doi. Rămâneți fără combustibil, am înțeles, frate. Da, 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 exact. Hop, rip. Facem primul la Skoda. Deci o să mă duc mai tipul la garaj să bag niște motorină și o să ne vedem după aia în parcare. 180 de euro să fac jumătate de... să umplu jumătate de rezervor. Dai seama că-ți prețuri nu sunt reale, nu? Că ai dat și drumul fără GPS, drumul care e dezbordat, frate, l-am învățat pe de rost. Mamă, ce lag am, frate, am 10 FPS roce, what the fuck. Gata, și-a revenit. Și acum mergem la Bergen. Da, cred că o să mergem la Bergen. Mergem pe jos sau ne teleportăm? De pe jos. În altă, toată, tot oceanul. Nu-mi place să nu, mai bine iau bar. Deci ne punem la Bergen. Scrip drumul stoc, așa cum e el. Băieții! Mă, e în cărcă dacă mergem prin apă? Da. Prin două cărci, eu. Stai, ei. Dau cu spatele și Skoda să duce în față. Până am și un loc, mă, aici să... Lăsăm cu ne dau ei traseul sau îl modificăm? O să luăm, cred că prin Danemarca, pe acolo, nu? Cred că pe acolo ne bagă. Să nu luăm pe port. Ah, deci o luăm prin ei. Până la Olborg și după aceea mergem cu vapor. No, de fapt ne duce până la asta cu Hirtshals. Da, acolo. Și de acolo ne trimite cu vaporul, luăm pe roți pe la Kristiansand sau pe acolo pe vapor? Cred că luăm pe la Kristiansand, pe acolo, ca să merge mai mult, nu? La Oslo. Acum, oricum, acolo de unde te duci spre Bergen, te duci la Oslo. Da. Kristiansand, Stavanger și Bergen. Hello, guy from Bulgaria. Hello. I can't pronounce your name. Vezi că ai din engleză plăbut. Băieții? Da. Unde, pe ce Europa sunteți? Te-ai intrat pe live-ul meu? Europa, da. 5. Și de ce nu citiți titlul ăla? Te întreb pe tine, uite că dacă tot ai intrat aici, de ce nu citești titlul ăla înainte să intri? Carlito, pe unde o luăm? O luăm pe la Stavanger, pe acolo. Sau o luăm pe lângă Oslo. La Oslo. Pe la Oslo, mergem pe serpentine, pe acolo, Oslo, Berg, gata. Asta e ok. Pot veni și eu? Veniți, fraților. Vedeți că noi acum o să mergem de aici, o să mergem în Scandinavia. Cei care n-aveți Scandinavia o să puteți să veniți cu noi până pe la Kiel, cred. Până. Mai am acolo un loc de parcare? Ah, da, uite, mai e 8. Stai să nu intru în băiatul ăsta. Nu uita, așa e problema și în viața reală. Nu găsești locuri de parcare. Și unde merge cu ferry-botul? La Oslo sau la Gothenburg? La Oslo. Chiar nu știam cu ferry-botul? Ah, nu prea m-am parcat eu bine. Feribotul te duce până la Kristiansand. Hai acolo, lasă așa, nu m-am parcat eu prea bine, dar o las așa.
Deci băieți, voi ați spus direct acolo la Bergen? Oslo. Păi nu merge la Bergen? Mergem de la Oslo și mergem de la Oslo până la Bergen prin Național, măi, Butus. Bine, mă, Butus. Hai că n-avem numai 2000 de kilometri. Am pus. 2122. E, dai pace repede cu Skoda. Mai ales în partea aia în Danemarca, acolo unde vine autostrada aia dreaptă, pe acolo îi rup gura imediat. Imediat ajungi. 350 direct. Fast and Furious. Da, băi, deci asta o să fie traseul. Vă puneți prima oară, cei care aveți Scandinavia, vă puneți un point pe Oslo și de la Oslo puneți la Bergen. Cam asta o să fie traseul. În 5 minute o să plecăm și noi, până atunci să aibă timp toată lumea să vină de pe Național, care a mai rămas prin urmă pe acolo. Aoleu, și-o luăm iar pe cale din Lasă-mă, n-are nimic. O să fie atent, deci după ce trecem de cale Duisburg, imediat când începem pe autostradă o să fie un Peco. O să ne oprim acolo la Peco, o să ne strângem puțin după Național și de acolo o să-i dăm tare toți, ok? Pauză facem undeva sau? Cred că la Oslo să facem o pauză, dacă vreți. Sau la Oslo. După, dacă e să ne mai strângem acolo la... Oricum, un rezervor de ăsta nu ne duce tot, nu ne duce tot drumul, deci o să trebuie să ne mai oprim pe parcurs să alimentăm. Mănâncă, de la 160 în sus, mănâncă mult benzină, motorină. Uite, prima oară ne putem opri imediat când ajungem în Danemarca, după ce trecem da, unde la Aalborg, acolo. Nu la Aalborg, stai, ce era ăla de jos? De așa. 1 metru sau 2 pe kilometru se mănâncă. Uite acolo, în portul ăla. A, dar stai că nu ne bagă prin port. Nu, nu. Știi unde ne oprim? Ne oprim după Bremen la Peco la mare. Să alimentăm. După Bremen. Da, da, văd. Între Bremen și Hamburg, nu? Da, da. Ok. Nu știu dacă o să ne ajungă motorina până acolo. Da, ne ajunge până acolo. Dacă ai rezervorul plin, îți ajunge. 83,9 consum. Ok, deci prima oară o să ne oprim la Peco dintre Bremen și Hamburg. Am făcut hoturul hărții pe single player, deci am mâncat cam vreo 3 litri sau 2 litri pe kilometru. Mersi frumos de abonare. Și are 360 de litri. Ești 45. Mergem? Hai. Mergem? Deci facem prima oprire, o să facem la Peco la imediat la ieșire de pe cale ca să ne strângem, ok? M-a așteptat și pe mine băieți, că acum m-am teleportat în Calais. Păi acum plecăm și noi, ne prins pe trase. Oricum o să ne facem încă o mică pauză imediat după ce terminăm cu Naționalul. Când intrăm pe autostradă, e acolo un Peco. O să mai stai și acolo puțin. Mă vreau intra, mă, mine. Ia uite-l pe Carlito, nu mai trebuie să opresc. Încercați să mergeți mai încet, ca să nu... Încercați să mergeți mai încet, că a venit unul din spate, că ne așa și m-a băgat în pământ. Am văzut. Inteligența mea. Tu ce flaguri ai primit la event? Georgian a primit steagul cu Franța, cu Danemarca și cu Suedia. Eu am primit Olanda, Austria și... Nu mai știu ce. Luxemburg, ceva de... Și Finlanda, așa și Finlanda. Păi da, ăla de jos de tot acolo. Care scria event, acolo era un event. Păi da. Nu, trebuia să-ți dai delay la sistem 3G și primeai chestii gratis. Nu fiți mă și voi răi. Cea mai întrebare prostă. Hai, Costu Șade. Cea mai întrebare prostă. Câți ani ai? Crazy Boy, scrie și în descriere. Am 22 de ani. Mă duc să mănânc grevin, aveți grijă de carale să sară peste parapet. Eu cam pe 17. Asta e exact, eh? Vreau pacea, carale. Da. Eu am crezut că ai 17. Știu, Bubu. Să ai poftă, exact. Că după ce termină asta, întorci frumos și ai prioritate. Am plața înțeles. Plața la intersecții tot înainte. Auzire, să nu-mi plața la intersecții tot înainte. De ce? Vedeți că acum am ieșit și eu din serie. Facem o schemă. Ca să poți întorci, facem o schemă. Tu ia-o înainte când îți promite carale, că nu o să regreți. Deci nu intrăm pe autostradă, nu? Tot înainte. Ia-o tot înainte. Dar stai că e blocat aici, n-am cum să trec. Dă-i tot înainte, către Paris. Vai ce rând, stai că e foarte aglomerat aici. Ați trecut de... ați intrat pe autos? Tu iau pe drumul către Paris, man, că zic eu. Păi vin acum către drumul.
Mamă, câți player sunt aici? 73, hai dă bani. Hai că trecem și noi. Și aici întoarcem sau cum? Perfect, i-am luat 3 lungi cu damage. Ia-s-o ușor că după burturile astea întorci ușurel. Și ai prioritate. Na, facem schema cu semaforul, cum se face în București. Opa. Vino în coadă, de care ale. Deci mergem spre Paris. Stau ușor. Da, la un moment dat trebuie să întorci și avem prioritate acolo. Pe aici, pe iarbă iau. Alt idiot. Salut, Carlito, drum bun, Robert, te mulțumesc, frate. Carlito e o pe iarbă, auziși? Pe iarbă? Da, da, da. Nu te duci la intersecție. Tu vorbești serios? Și pe autostradă, frumos. Da. Ce-ai trecut frumos. Nu știi bugul ăsta, mă? Nu-i bug, e... Nu e bug, e ăla. Scurtător. Ia uite-i pe ăștia, bă. Voi aveți mult timp liber, frate. Eu nu cred că e scurând în cale. Deci voi aveți mult prea mult timp liber. Păi în loc să stai acolo, mai bine cauți ceva să ocolești. Ia uite mă, știu mă băieții mă, ați umplat mult prin București, voi, ia? Ați trecut la intersecție. Deja suntem prin național, nu? Eu cu Adi. Hai cum ai intrat și-o pe național. Eu încă sunt în cale, în fur. Așa ar fi frumos. Eu ne oprim acolo, mă, la pe acolo, după ce ieșim de pe național, că n-ar rost să ne oprim acum. Oricum o să prindem iar aglomera mai în față și tot la fel o să ne pierdem unul de altul. Deci ne oprim. Eu deja m-am pierdut de voi. Băieții, eu deja m-am pierdut de voi, că eu stăm cu cale. E bine. M-am teleportat de 5 ori la serviciu din cauza turcilor, care predomină. Turce cu mamele corvi. Andrei, sunt pe naționalul Cale Duisburg. Pe Georgia, practic, n-am încălcat cu nimic acolo, bă, regulă. Am luat o nepție pe iarbă, am făcut un mic popas acolo. Un mic retar acolo, știi? Noi el se referă la depășirea acolo, a ne-i interzită și nu. Dar ce, am depășit prin da, ce, am depășit, n-aveam. Avem treabă cu ei. Păi nu am făcut schema asta lângă admin, era adminul acolo în zonă și nu mi-a făcut nimic. Da, dar n-ai încălcat pe nimeni, de-aia nu te-a dat pas. Dacă știi bugul ăsta, bravo ție. Dar practic nu e bug, că... E o scurtătură. Au uitat să pună gardă la autostradă. Dacă merge asta și pe Italia aia nelasată, că știi că e o porțiune mică de drum. O să arătăm apa când ajungi la benzinărie, te rog frumos. Android, da, ți-arăt. Când ajung acolo, ți-arăt. E trecut de benzinărie. Nu, eu zice de benzinerea unul să ne oprim acolo pe autostradă. Duisburg, cum faci stânga. Deci la intersecția unde trebuie să faci dreapta către Duisburg, noi facem stânga, mergem către... Opa. Mergem către autostradă. La autostradă facem iar stânga. Și exact acolo, imediat după ce intri pe autostradă, imediat pe dreapta este Peco, acolo o să oprim noi. Las la 100 că... Ia uite. Eu am oprit la Peco, acum a venit. Să mor tu că-s numai tu. Deci toți sunt turci. Și numai idioți, toți. E aproape mai apropii de bariere. Eu te s-o opre la PECO următor, că... Ești cu consumul real? Nu, păi n-am alimentat de când am plecat prima oară. Am înțeles. Ia uita și pe Mihai, dacă intră Mihai, nu ne-a să vedem în jurul. Eu vă aștept acolo, în scoală. Nu te băga în fața mea, tu... Mamă, ce m-a speriat. Tu cu spis, da, mă, Mihai. Nu se bagă. Mai bine îmi prind și bariera. Acum ajung și eu la bariera. Ăsta o scardă în toți, mâncate-și. În ce oraș te duci și ce Europa ești? Să ieși în titlul pe ce Europa. Noi acum o să mergem către zona aia, Scandinavia. Mergem în Oslo. Perfect, acum nu pot să întorc. Papi, te salut, bine ai venit! Thank you.
Deja ați trecut de bariere? Da, cum am trecut de bariere. Uai, de capul meu. Eu doar am intrat pe autostradă. Pe ce autostradă? La cale. La cale. A, tu fă găsesc. Păi și la ieșire am stat după unii, că se... Cum ar fi la ieșire de pe autostradă, s-a băgat unul și a blocat tot traficul. Eu ți-am zis eu, e pe scurtătură. Păi pe scurtătură am făcut acum. Dar mai era la ieșire de pe autostradă, au mai ieșit unii. N-avea pe unde să iei. Na, ca nu e bine. Marș, l-a rugat pe ăla. Marș. Marș. Frate, la unde dracul ai trimis pe ăla, băi? Tu ești nebun? L-ai trimis pe autostradă pe ăla, tu ești retardat? Pe autostradă l-ai aruncat pe ăla. Ia uite, autostrada toată e blocată. Deci, efectiv, nu mi-am dat seama că am viteză prea mare. Hai de capul meu, l-ai aruncat pe ăla pe autostradă, tu ești retardat? Astea acum ești pe mine, mă. La ajungeți acolo la autostradă, la Bernerie. Carlito, așa-te-mă și mine la intersecție, te rog, că mi-am dat F7, că aveam 100%. Dar ce un pic mai în față de intersecție. Carlito, dacă aș putea filma să-ți arăt ce e aici, deci tot se fac unul peste altul pe autostradă, deci efectiv trebuie să mergi cu 20 aici. Eu pe scurtătura aia. Păi am luat-o pe scurtătură. Păi și am ieșit pe autostradă. Uite mă, uite alt handicap, a domit. E turc, clar. Stai să mă duc, stai să vezi. La ore de unic, mă uitam în bord, aveam 80, gata, ai rip. Hai să vezi ce mă duc eu în fața. Băiat, tu l-ai văzut cum l-ai aruncat pe ăla? Băi, te-am văzut. Aia e cea mai înșelătoare curbă din tot Caletijurgul, deci... Aia și următoarea aia care e înainte de Peco. Da, da, i-am dat. Hai de capul meu, frate, cum... Toxic, te salut, frate, bine ai venit. Asta e, dacă mi-au bani, nu iau pe greșele mea, prostie mea. Dar nici n-a apucat ăla, cred că să te filmeze, frate. Dacă l-ai aruncat pe autostradă, ce dracu să mai filmeze? Efectiv, nu-ți dai seama cât de multă viteză ai. Eu l-am scutit de câțiva kilometri. L-a dat câțiva kilometri în spate, nu că... Hai, bine. Direct sau să-i dau. Gata? Da. La benzinăria aia, când ajungeți la ieșire de pe calea Duisburg, pe acolo, dacă puteți să mă așteptați pe mine, că abia am intrat pe calea Duisburg. Păi ne așteptăm acolo la vremă. Nu, fix la ieșire, fix la intrare pe autostradă, când terminăm cu Naționalul, exact acolo, la Peco, la pe dreapta, o să ne oprim. Să ne strângem cei de... La Bremen, acolo, prin să alimentăm. Eu sunt acolo la Bremă. Nu știu dacă a tăiat curba, că n-am văzut exact dacă a tăiat, nu știu ce a vrut. Cred că a dat să nu se răstoarne, s-a dus pe contrasens și a intrat fix în ăla. Da, păi am crezut că am 60, de obicei curba să se ia cu 60-80. Depinde. Dar el avea 105. Mamă, aveam 120, când am văzut a terminat jocul. Da. N-aveam cum să mă mințim pe banda mea și am... Am tras de volan și mă răsturnu și l-am. Salut Andrei, salut Robert, bine ați venit, băi. Ușor, care. Asta e, meu, bani, meu, prostie mea. Dacă te oprești tu. În faza zilei, o Skoda mică răstoarnă Rita mai tiru. Ce o răstoarnă, frate, l-a aruncat pe autostradă, nu că l-a răsturnat. Măi, Carlito, e cu 170, n-are treabă. Ai voie cu mod de mașină pe multiplayer, dar nu ai cum să bagi mod de mașină pe multiplayer. Nu te lasă de la joc, de la multiplayer, nu te lasă să intri cu ea. Gabi, te salut! Mamă, cine are ca mașina de curbă. The fuck? Oh. Am înțeles. Stai că poți să ieși, pare mi zic. Ba, păi ține înainte, ține înainte. Merge înainte? Da. Bună frână, ce poți zic.
Da, uite că merge. Chestia e că am 17% damage. Am zis că sunt cu căruța pe câmp în pana mea. Păi da, am ceva la ochi, nu mă lasă. Am 3 damage. Am 14. Nu l-am pus, l-am am forțat o depășire în curbă. M-am încet odată la una. Carito. Mhm. Acum am o epă. Am ajuns la bariere. N-am știut timp să depășesc? Am da. Depășesc. Ceva, un buteiaj în față. Da, dar e pe partea opusă. Aici s-o sens. Ricardo, salut frățioare, bine ai venit. Nu e ce asta, doarme, nu știu ce să-i fac. Dar nu, că ăla din față. Cred că am făcut accident ceva acolo și are tonaj mare pe camion și abia îi trage. Da, e că merge. Merge? Da, văd că e... Stai că nu mă bag. Aoleu, blochează unul pe drumul. E un puteiaj aici în față, nu știu care e problemul. Slender, hai, salut! Bine ai venit! Păi, dar are ăsta lag în cate. În spatele tău, Garale. Da, mă, dar ce s-a întâmplat în față, frate? S-au luat coloana asta după unul returnat. Ah, am înțeles. Salut Raul, salut Colson, bine ați venit. Apoi aștept să ieși pe aici. Adevărat. Uite idiotul de tur cum mă întoarce în mijlocul drumului. Puzăr asta, mă. A, blochează tur cu toată șoseaua. E prost. Da, urăsc cu tur cu tur. Uite, putul tur cu acum pot să mă uit la... tot live-ul Calito. Ricardo, mă bucur, frate. Ce Europa ești? Scrie și în titlu, frățioare, sunt pe Europa 2. Ui! Poți să mă bag în depășire, vine ceva din față? Da. Ia, cât ai de 100 dacă e. Mergi speed-ul, mă? Adi. Nu, n-am niciun speed. Am înțeles. E motor pe benzină, nu? Pe motor. Mamă, coaie. Am înțeles, să intre așa, la? E la pe aia? L-am popat. Am ajuns pe autostrada. Asta e deja. Privești foarte bună, să faci zi. Gabi, nu am harta României. Slender, ce să fac, frățele? Te încercăm să supraviețuim pe naționalul ăsta. Așa de liberi, tu ești pe la vremă. Asta nu sunt deja? Alt handicap a cu Skoda. Mă, dar ce frâne am, frate, acum. Sunt nu-s obișnuit cu ele, mi se oprește prea tare, mă. S-a spawnat-o, nu? Asta nu sunt deja la Bremen? Da, da. Daniele, salut frățăr, îmi bucur să te revăd. Care este cel mai apropiat oraș de tine? Duisburg acum. Să-mi bat picioare, mă duc la Bremen. S-a oprit motor. Așa. Ce fac, mă, frate, ăștia aici? Vine un pic că le Duisburg. N-ai cum. O dai cu ale Duisburg. O dai cu... Vine unul cu Skoda. Pixel contraste finire. Dar acum ce harta este? Harta default, Gabi. Harta din Eurotrack. Are Steambot, n-ai cum să dai. Unu sare, unu zboară. Ah, scuză-mă. N-am crezut că vine așa tare ăla din față. Mă duc la dorm și vin.
benzinărie. Bă, dar câte Skoda sunt pe naționalul ăsta? Când a apărut Skoda, m-a jucat și-o. Deci era full Skoda decât un tier 2, vedeai, atât. Păi așa e de fiecare dată când bagă câte ceva nou. Cum a fost și cu Mercedes-ul când l-au băgat și cu DAF-ul. Numai DAF-ul, numai Mercedes-ul, vedeai. Am zis că altul care vine tare cu Skoda. Când a băgat tuning-ul de DAF, toți aveau DAF. Așa, na. Și remorși duble. Să vezi ce nebunie va fi cu Scania. Și aia dacă n-o face bine și lăguiește. Să vezi subiect. Să termină, lăguiesc eu, aștept aici un pic pe aici, adică. Ok. Mă duc de pic la pe. Gata cât mai durează live-ul, nu știu, undeva cam până pe la ora 1, 2 maxim. Andrei, te salut, binevenit. Zeux Andrei, salut. Prostie mare au făcut că au pus remorci duble numai pe Scandinavia. Mă, într-un fel, pentru cei care au Scandinavia este bine, pentru că de fiecare dată când mergeai pe acolo era gol, frate. Acum cu ocazia asta mai vezi lume prin Scandinavia, știi? Și se merge frumos. Chiar se merge foarte frumos pe acolo, frate. Adică nu vezi retardați cum vezi pe aici pe cale Duisburg. Bine, și acolo sunt retardații lor, dar nu sunt așa de mulți cum sunt aici, știi? Nu, pentru că acolo sunt au făcut bine că au făcut doar acolo, pentru că ia să fi văzut remorci de alea duble pe cale Duisburg răsturnate. Da, și uite, gândiți-vă dacă le băgau pe Europa, ce era pe cale Duisburg? Păi mai puteai să mergi cu remorcile alea duble? Nu mai puteai. Și până la urmă, prin Europa, vezi așa ceva? Nu, nu m-am gândit acolo. Sunt în realitate, zic. Pe de-o parte au gândit-o bine. Foarte bine. Cea mai proastă parte e că au băgat Gigaliner și nu tandem. Adevărat. Băgat aia nu prea poți zici că e remorcă dublu, e o extensie de remorcă aia. E Gigaliner aia. E un fel de tandem, remorcă aia din spate e tandem, l-am uitat sigur. Plus când ai cu spatele e făcută prost. N-ai cum să-l blochezi. Nu e făcut cu spatele. Ai dat să-l blochezi ăla, ca să ai cu spatele. Ce? Putu-s mort. Nu mai de put cu spawn. Deci băieți, noi vă așteptăm la Peco imediat când intrăm pe autostradă. Este imediat pe dreapta un Peco. Deci după ce ieșiți de pe Național, faceți stânga către autostradă, după aia iar stânga și undeva pe dreapta la Peco suntem noi. O să facem aici încă o pauză de vreo 5 minute să ne strângem cei care eram pe Național și după aia plecăm către... Și vă mai băgați aici la Bremen? Poftim? Vă mai băgați aici la Bremen? Da, ne băgăm și la Bremen, ne facem cu o dată full-ul de acolo și de acolo îi dăm tare. Mersi frumos de abonare, ce s-a abonat mai devreme, mersi mult de tot. Eu am trebuit vreau să spun în fauza unui tur. Cum ți-ai băgat mașină pe ETS? Mario pe multiplayer este adăugată de ei, nu este băgată de mine. Oricine are acces la ea. Hai că așteptăm să veniți. Carale în România edit, așa pare. Da. Yep.
Lăduț, neața frățioare, bine venit. Cine-a întrebat asta? Poftim? Ce ai spus? Cine-a întrebat asta? Vlăduț Alexandru. Înțeles. Voi cât de damage aveți? 23. 13. Dacă văd pe turcul Ricardo, da, mi-ar place, dar nu la noi în România. Vlade, salut! Ca să joc pe multiplayer trebuie cumpărat, Mario, da, trebuie să ai jocul cumpărat dacă vrei să joci multiplayer. Unde pot să vă aștept? Robi, noi acum vă așteptăm pe voi în PECO-ul de pe autostrada de lângă Duisburg. Noi aici suntem. După aia o să mai facem pauză, o să oprim doar să alimentăm aici la PECO-ul dintre Bremen și Hamburg și de aici o să mergem direct la Oslo. Fără să ne oprim. 1600 de kilometri abia aștept să scap de zona asta. Te întreabă Inside Robby, Carale, dacă te înțelegi cu bandit. Da, de ce nu? M-am înțeles, adică cât n-a fost perioada cu Irimii cu Rock Global, m-am înțeles bine cu el. Acum, vedem. O să intrăm într-un oraș să reparăm mașinile? Sau... Păi nu, că și-am și apțiul ăsta de merge, să ne oprim tot la Oslo, că pe la Oslo cred că supraviețuim. Așa ar fi frumos. Mai stai 5 minute ca să deschide TS2-ul, Robby, dacă poți să te grăbești puțin, mai bine du-te la PECO-ul de aici, dintre Bremen și Hamburg. Încearcă să te grăbești puțin. Mario, mersi frumos, frate. Ștefane, te salut, bine ai venit. Nu știu dacă mai e cineva de venit de pe național, sincer. Eram mai mulți în orice caz, mult mai mulți eram. Cred că eram dublu față de câți eram aici. Nu, dar nici jumate nu suntem de câți am plecat de acolo, de la cale. Eram mulți la cale. Da, da, până acolo poate să vină cu noi. Până la Kiel, până la Kiel poate să vină cu noi. Nu știu, hai că mai stau până și un sfert. Poate totuși au prins foarte aglomerat, mai stau până la și un sfert. Că eram mult mai mult, frate, eram dublu față de cât suntem acum. Poate s-au teleportat acolo la Bremen să vină acolo. Așa e când suntem doi pe Discord, trei acolo. Pe... Ana, salut, binevenit! Mai stăm până la și un sfert, dacă nu reușesc băieții, asta e. Noi am avut bună voință. Nu, dar e păcat că erau mai mulți. Era mai mișto. Mai arăți harta, please? Robby, deci noi acum suntem la PECO, imediat la intrare pe autostradă de aici, de lângă Duisburg, suntem la PECO aici pe dreapta. După aia o să mai facem încă o oprire să alimentăm aici la Bremen, între Bremen și Hamburg, pe autostradă la PECO. Decât o să alimentăm și de acolo să plecăm direct. Și de aici cred că o să mai facem oprire la Oslo să reparăm. Și de la Oslo o să mergem la Bergen. În caz de n-ai înțeles, poți să dai live-ul puțin mai în spate și te mai uiți o dată pe hartă. Pot veni și cu motorul pe benzină, Robby, te-aș ruga să nu vii cu el pe benzină. Se aude oribil, adică știi și tu foarte bine cum se aude. Îți sparge capul, frate, motorul ăla. Deci chiar te-aș ruga mult de tot să nu vii cu cel pe benzină. Ca alta duminica care vine, putem să jucăm împreună? Da, frate, sigur că da. Lasă harta deschisă să vadă abonații. Păi abonații poate să dea live-ul mai în spate. Eu, o săptămână de vacanță și îndie pe școală. Plâng. Eu sunt casa 8-a. Noroc, mea. Nu numai tu, Carale. Hai, încă 3 minute și plecăm. Pe care e cordial undeva. Amin, doamnești. Bine, nu sunt la care asta.
Călări timp de convoi, că stă toată zi, toată noaptea pe raz de asta. Mă prefac că nu-l aud pe Carale. Ce mă, nu ți-am zis un adevăr? Băi, l-au zis mă pe Carale? Așa mai e rău. Nu? Carale, vezi mă că-ți pică netul, nu te auzi. Noaptea pe la 4 jumate, 5 dimineața era Carale tot pe raz. Altul, el nu mai dea mă de gol. Și acum vine partea. Mă aștept să-mi sună cineva, tu la ora nu trebuia să dori. Foarte vreau cum vrea mare. Cel mai șmecher e când se enervează. Mă place vouă să mă vedeți când mă enervez pe asta. Te-aș vrea să dau skip la vara următoare. Mersi, mersi frumos de abonare. Ia uite, 88 de like-uri, fraților, mersi mult de tot pentru like-urile date, mersi mult. Hai, încă un minut și plecăm. Hai, cum mai venit cineva la Breman aici? Darius Gaming, te salut! Salut, Leonardo! Mersi, mersi frumos de abonare. Care tot pot să-mi schimb numele doar în Robby, că nu-mi place Inside. Schimbă sfețiare. Doar să mai readuce aminte din când în când că ești tu. Pentru că sunt multe persoane care și-au tot schimbat numele și vin Carlito, ce mai faci, mai mă știi? Păi, stai puțin, frate, că... nu-i chiar așa. Dar eu tot dacă pe mine mă știi. Că nu-i chiar așa, știi? Pe mine mă știi? La... sub. Hai că ești un sper. Hai să plecăm. Care tot nici acum nu cred că mă știe. Cine ești? Puma, cine sunt? Ei, de unde vrei să dau altață, măi? Ești Puma, acolo. După voce nu vă cunosc, frate. Am fost la multe convoie cu mine. Și cu fiul de scurs cu ăla și cu asta. Le-i Puma, acolo, mă. 91 de like-uri, fraților, mersi mult de tot, mersi mult. Deci îi dăm tare? A, da, până la Peco... la 200. Mersi, mersi frumos de abonare. La mine are motor care merge cu porul. Păi era pe ce? M-am abonat și nu a apărut. Mario, probabil ai abonamentele pe privat. Uite-l pe ăsta, care nu se numă oglinde. Acum intră în mine. Mamă, ce noroc am avut. Apoi se vede și va fi pe acolo când stai în la... Arătă-l grijă la mine din față, ăla. Arătă-l grijă. Reg ban, tot el. Da. Ca scochi, nu o clean de aia când cap, schimb benzii lui. Carale, domne, exact. Și cât e vis exact. Dar tot Battleground îl iubesc mai mult. Mamă, te duci, Carlito, 200. Vino la tirul exact, că GSO nu prea edit din ei. Na, dar ce-mi bate să-l lăsa, abia văd ceva. Dacă l-ai dezactivat, nu prea, nu ți-apare deloc. Lasă, mai realist așa. Știu. Ăsta dă semnal și schimbă 3 benzi, ești nebun. Așa e în București. Sau în orice oraș. Bă, da, voi v-ați dus în față. 243. A, mă înțeles. 232. A, încerc, vă prind, tai benzile pe aici, ca... Nu uita să-i tragi la service. O, ce repede am ajuns la vreme. Intrăm la benzinărie sau la service? Benzinărie, scuze. Mai trebuie să intrăm, că eu am deja un sfert de rezervor. Am zburat. Rii pun în spate? Am pus frână. Cum ai zis computerul de bord, GPS-ul, ăla e GPS-ul de fapt, intri frumos la setări, la controlare și cauți afișare GPS incorporat. Trebuie tu să pui buton. Normal, din joc nu este setat niciun buton.
Am pus până într-o curbă și a fugit mașina în sus. Au, au, au. Carto, nu-mi simt numere, ok, frate. Rafael, salut, bine ai venit. Ok, mă dezabonez, pa, Darius, ia legerea ta, frățioare. Pa, Darius. Nu pot să te țin, nu pot să te țin aici forțat. Vrei, Darius, vrei să jucăm joc cu mamele? Unii sunt ceva ce mă dezabonez și se așteaptă să te pui în genunchi. Dar nu pot să mă oblig să stai aici. Dacă le place, să stea. Dacă nu, pana mea. Nu pot să, nu pot să oblig pe nimeni să stea. Era unul în spatele meu care s-a răsturnat, nu știu exact cine. Puma, tu erai? Păi da, am băgat frână tare. Puma, șoferul vieții. Șoferul vieții, am uitat că am frânat. Păi și te-a dat de foarte în spate sau? Am dus la Bremen, m-am dus la Bremen la serviciu. Și așa trebuia să o repar. Mă duc, vin acum la Hai, încearcă să vii repede ca să nu stăm și aici o oră. Nu, puteți să mergeți puțin. Hai că stăm un minut, că nu durează mult, dacă ești în Bremen, nu durează mult. Fii atent aici, care ești tu, fii atent, să fac lateral. Nu știu cine motor vine, că nu cred că hai lateral? Hai. Hai să-l vedem pe Carol aici în acțiune. Uite așa de aici, ca nu știu cât rău. Din oglind, așa cum îmi place mie. Ia, ia să-l vedem pe Carol. Ia să-l vedem. Carol e șofer de Bacău. Ia, ia, ia. E, ușor, 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 că e vopseaua lui Abi, ușor. Apasă ușor la de mână, Carlico. Au, ei, ei, ușor, că mi-e vopsea, ușor, ușor, ușor. Carale, sunteți șofer adevărat. Știe, mă, Carale, mă, știe, mă. Am uite-i pe băieți, cum a venit acum. Când pe mea din astea, tu nu știi ce le arăt, băi, băi, tăși. Calmează-te, mă, prietene. Calmează-te, mă, te pun pe remorcă dublă, te pierzi din pana mea. Tu suferi de o parcare laterală cu mașina. Hello, bro. Hai să mergem. Mi-a zis ca niște englezi, la Colt Gory. Mersi, mersi frumos de abonare. Berti, tu ești drogat? Se crede în GTA, clar. Eu dacă am RTS2 descărcat, pot băga mod de mașini mari în funcție de ce Eurotrack ai tu, ce versiune. Vezi ce versiune ai și în funcție de asta vezi ce moduri poți adăuga. Pentru că și modurile astea sunt pe versiuni. Doar că dacă ai mod de 1.24, nu merge pe 1.27. Știi că au băgat chestiile alea cu axele. Ce ai vrea să mergi pe 1.24? Ce cu diferent. Păi sunt moduri care mai sunt de pe 1.24 sau 1.26 poate. Te-am văzut, mă, nu gândi că nu-mi ia asta. Mă dau jos la tine acum. Mersi, mersi frumos de abonare. Care Carale, e cam periculos, se vede. Betty, uite numai mă și pe Betty, Berti ăsta. Hai, Linuță! Berti ăla cred că e drogat, sau beat, nu știu. Ionuț, de-i salut! Linuță. Asta e Linuță, nu mi-l las pe dată, e Linuță. Dar Ricardo nu, n-ai pierdut mai nimic, doar ce am plecat și noi. Dar totuși nu înțeleg de ce au ales fix Skoda și n-au ales altă mașină. Pentru că în joc exista firma Scout, de-aia. În Praga. Mai degrabă, puneau acolo în Praga firma Maserati sau Lamborghini. Băgăm un Maserati sau un Lamborghini. Sau un BMW sau un Audi sau ceva.
Știi că BMW-ul cu poporul copil. Dacă băga BMW-ul, veneau toți cocalarii, puneau manele la maxim. Ce tare, man, să-ți lăsau, lăsau stația pornită, știi? Stăteau cu boxele, stăteau pe boxe în păcăși, cu stația pornită. S-auzeau cum mânca sămânții, știi? Sămânții după vleacă. Stai că mi s-a oprit motor. Sau Mercedes. Sau Mercedes. Dacă n-ai șeptar, n-ai valori, man. Mersi, mersi frumos de abonare. Și să-l tunesc ca lugajul, tine. Ne, n-arată faină ăla. Nici nu. Dacă nu l-a cum l-a făcut roz. Degeaba. Așa, din afară nu-mi place, interiorul. Ce-ai făcut, Adi? Care era comanda de frână? Andrei era G, underline brake, underline intensity, 1 milion sau 10 milioane. Nu știu cum să vă spun, dar mașinii mele îi place la apă. Deci mașina mea vreau neapărat să se ducă la apă. Da? Da, deci acum eu sunt pe apă. Ne vedem în Scandinavia, băieți. M-am la drumul cu Scandinavia. Cei care n-au Scandinavia pe aici, ai rip. Băieți, ne vedem în tu Scandinavia. Tu și Arcalul noi, ce mai faceți de asta? Mașina mea merge pe apă. Imediat. Are apucături de vapor. De pește. Hai că de aici e autostradă, ca lumea aici putem să-i dăm blană. Aproape de aia. Unde? Ah, deja așa ați mers? Eu, Nuzu, salut, bine venit. Cum scot limitarea de viteză pe multiplayer? Din joc, frate, apeși escape, intri la mod de joc și ai acolo o chestie cu limitator viteză sau ceva de genul. Debifezi căsuța aia și cam aia este tot. Vă aștept acolo la Frederic, nu știu cum. Albor, Frederic ăla nu aștept. Caltă, de cât timp te joci ETS, de ai făcut așa mulți bani? Măi, jocul l-am de vreo 3 ani, ceva de genul, 3-4 ani. Și salvarea, cred că, și salvarea cred că o am de 2 ani. Sau un an și ceva, că am mai pierdut salvări între timp, că uitam să le salvez când reinstalam Windows-ul. Cred că are un an și ceva salvarea asta, mai bine de un an. Uite că asta nu mai știu exact. Hai mama, ce faci? Nu mai vei? Am 236. 241. Ce merge lenuță. Frate, unde te doare gura că tot le explici? Mă, Robi, la un moment dat te obișnuiești, frate. La început, când mă apucasem de YouTube, chiar mă enervam pe tema asta, că tot explicam de 50 de ori aceeași chestie, știi? Dar m-am obișnuit după aia. Pentru că sunt multe persoane care abia intră și pun aceeași întrebare care a pus-o și cel care a intrat acum 5 minute în urmă, știi? De nivelare periculoasă la curba aia. Da, știu, era să mă... Era să mă duc. Nu mă la CGS? Mai ceva ca în România. Auză-l ce-i de ăla, Lenuța. Deci la mine în oraș 30% din oameni au motocicletă. Nu, în ce oraș stai? Câmpina, Prahova. La Prahova acolo, la Meltenia, e clar, dacă stai în Prahova. Adi, tu ai butonul magic, cred nu? Cred că i-am zis de școala de poliție. E clar că are butonul magic. N-ai văzut cum a trecut pe lângă mine?
asemenea pe calea Duisburg. Nu l-am avut. Acum l-am băgat ca să vă privim. Merge la de 1.27? Că nu l-am mai încercat. Da. Nu mai merge? Merg. Deja stăți în Scandinavia? Da, suntem în Danemarca acum. Păi, de nivelare periculoasă și m-am dus. De unde ai dus-o asta cu butonul magic? Shadi, s-a dus Carlito, ai grijă? Zâmbine! 100%, nu mai pic nici. Am 25%. Mă duci la Alborg. Ce-am făcut, mă, băieți? Eu am prins-o de nivelare periculoasă, am venit cu 240, și rip-a fost. Hai că și eu stau la, pe la Alborg. Asta e nașpa, frate, la scoda asta. N-are suspensii, frate, zici că... Păi, zici că, sunt, zici zici că sunt cu căruciorul de la Carrefour în pana mea. Cam așa. Dați F7 sau... Păi o să ne vedem în Oslo, nu? A, deci am că dacă te-a dat la Alborg, ești imediat aproape de... Oslo. Și eu sunt la Alborg. E da, de imediat acolo treceți. Trecem sau ne așteptăm la Bac acolo, nu trebuie să treci, pe ribătă. Sau așa. Păi ne vedem acolo? Da. Acolo nu, la Frederic, da, la acolo? Da, acolo. Poate că-l văd pe Adi. Nu, tip 7. Ce facem aici? Unde vă pot aștepta? În Oslo, o să mai facem o pauză. O să mergem să reparăm și noi mașinile, că avem, majoritatea avem damage pe ele. Și de acolo o să mergem către, către Bergen. Deci cel mai bine ne vedem în serviciu în Oslo. Eu am ajuns aici la port. Ai volan sau virez cu mouse-ul? Răzvan, virez cu mouse-ul. Dane, te salut, frățioare, bine ai venit. Mă duc la service. Puma! Mamă, ce lag ai avut. Uite cum a intrat și la din mine. Vezi că sunt două benzi aici. Am avut un lag spike așa odată. Știu că era să intru în tine. Noroc cu frânele magice. Ai fi fin la Oslo. Dacă nu se bagă asta, te rog, te rog. La Fredens, la service, că după aia la Oslo trebuie să mergem în altă parte cu oraș și greșirea tare. Nu-i în drumul nostru, în serviciu. Păi ajungem dacă e la port și dăm F7 și după aia plecăm din oraș. Ce port, mă, că e în drumul tău, serviciu. Trebuie să faci stânga înainte de port, ești beat? Unde-i, mă, în drumul tău? Aici, la Frederikshavn. Păi am zis că ne oprim în Oslo, facem acolo pauză și de acolo plecăm, nu? Așa a fost vorba. Să ne ducem în altă parte, la Oslo. Păi, dar Oslo n-ai serv, trebuie să te întorci, mă, putu. Păi și te întorci puțin, care e problema? Da, da, am venit deja la Oslo câțiva, la serviciu. Dacă am vorbit o chestie, pana mea. Luăm acum vaporul, de acolo când trecem dăm F7. Feribotul, de rog frumos. Frână, au. Carlito, da. Zici că ești pilot de curse. Ce pilot de curse când nu le-a nimeni la cum conduce? Și-l Lenuță conduce mai bine decât eu. Iar vorbește asta. Eu uite și pe Carale. Vorbea Carale cu Lenuța. Carale, tu ești născut cumva în București? Nu. Mai rău. Îmi pare rău că ai fel de condus de București. Normal, ăla e. Am rău din București. Oh, eu câte n-am. Pe dacă ai viteză și mici puțin din greșeala nu ești dus, nu, Răzvane. Dați F7 când a trecut. Să ne dea direct de la service. Faceți noi aici o pauză de vreo 5 minute și după aia mergem către Bergen. Să
strălucească în lenuță, că he's on fire. Peco, need Peco. Cred că și eu să mă duc la SSO. Să băgăm de aici, de la Peco. Ia ai canale, te știe lumea. Sunt aici, mă, 36 de player, băi, nebun. Mersi, mersi frumos de abonare. Ai două monitoare, Robi? Nu, am decât un singur monitor. Wow, lumine clasa 8, dar trebuie să mă trezesc la 7 dimineața. Gata, că am făcut și-o full-ul. Poți să mai simt pe mouse dacă am salvarea pe tastatură, dar îți bane. Intri în setări la configurator acolo și îți pui pe mouse. Alo, stăm la Peco sau ne întoarcem? La service. Surprinzător, suntem și aici câțiva. Și-au cumpărat mulți acum Scandinavia de când premurcile duble. Intră în drift, intră în drift și șofer profesionist. Direct. Anici nu-i scumpă 5 euro pe GDA sau pe Instant Gaming. Ce se întâmplă acum, Carlito, nu? Ce? Facem neagră pe lenuță. O neagră pe lenuță. Lenuța? Vă las de lenuță, ok? Mersi, mersi frumos de abonare. Nu promit nimic. Cosmine, te salut, ce placă video ai? Alexe, toate detaliile despre perifericele mele, componentele mele le găsești în descriere. Dacă te interesează ceva, te poți uita acolo. La cei mai mulți avem Skoda Mafia. Parale, ce frumoasă e lenuța. Normal. Se aude și bine. Cea mai sexy. Și deodată. Se aude și bine. Păi și-a bătaie dacă nu. Dacă vreau să fac expozite. Ia uite, țăranii pe iarbă. Ia uite. Ia uite. Așa se face la București. Ale, aoleu. N-ai trecut, mă? Vezi, poate ne luăm de rast. Aoleu. Adică vezi, poate ne dăm iar de gol. Masterman, salut, frățioare. Salut, genosule, merge treaba. A mers mai puțin pe cale Duisburg, dar pe aici merge mai bine. Cale, dacă nu era nou colizionare, teoria. Mă, dar cine are motorul pe benzină? Care cale are motor pe benzină? Să-l schimbi acum. Carale, tu l-ai? Nu. Jură-te. Mă jur. Mă înjur. Zi, mă, l-ai sau nu? Nu l-am. Nu, are peleana. Am pelenuță, man. Cum sunt ei pelenuță, înțeles? Exact, apreciez. Salut, Andrei, salut, Spadasinul, bine ați venit, băieți. În sfârșit, antenat eventul, ia auzi, foarte bine. M-a antenat până la 2 dimineața, cum fac. A, bine, eu dacă nu veneam cu voi acolo, să facem cu voi ăla. Măi, acum când plecăm, să mergem și noi mai cât de cât regulamentar, să zic. Frumos, corespunzător, aferent, da. Deci avem și noi. Adică fără depășiri de alea de neam prost, distanță ceva între noi. Plecăm? Mai stai 2 minute. De ce frumos sigaful ăsta, mă jur. Deci ieri aveam cursă din Scandinavia până în Franța. Și nu știu cum am
deci 3 sferturi din tot traseul ăsta l-am făcut cu feribotul. Deci m-am dus până la până în Anglia, din Anglia m-am dus până la. Deci Tiban cu feribotul. Că altă când faci American Truck, mă, nu știu când o să fac auto-l pe ăsta, săracu. Hai, că zbora și eu, dacă săracu, Mircea. Mamă, ce să vii. Nu, și o să mă joc. Instalat l-am instalat, doar că nu l-am mai jucat. Cred că Teo, suntem la Oslo la service. Prostul tot prost rămâne. Suntem la Oslo la service. Păi, și în Bergen, unde ne vedem? La firmele alea acolo, în spate? Unde ne... Bună întrebare. Alo, Bogule? Nu știu, frate, unde vreți? La firmele alea. La Bergen. Ne băgăm la firmele alea înainte de oraș? Da, mă, da. Acolo? E chichion tot ăsta cu Volvo. Plec, mă, zice. Mergem? Sau plecăm la șpatul de aici? Asta e, asta tot de aici, am înțeles. Trebuie să iei. Dacă iar se bagă Berti ăla, nu știu ce-i fac. Ăsta m-a bugat încă 2 par. Bă, 2 par acolo. Trec acolo, putem putea. Hai. Hai, mergem? Da, hai. Hai, mergem. Stai sa bag o cenie de porumb in spada sa pornească. Uite ca pornește. Ce v-ați dus în stânga? Nu trebuie să mergem înainte? Pe aici te. Pe aici? Da. Stai ca m-au prins tirurile, m-au prins băieții cu tirul între ei. Îi dau cu lenuța acum de se seară botul. Te salut și mare respect pentru tine, Calito. Keep calm, salut, frățare, mă bucur să te revăd. Am trebuit să mergem în față. Pe aici drept. Dar ale poți să dai mai încet? Eu am depășit pe aia, cu tirul. Bine că e depășit noi, suntem tot acolo. Eu am sânge de București, dar nu mine. Care dăm mă cu spatele? Dacă n-aveți un pic de tupeu, tot ceva. Păi mă, vezi că merge frumos, frate. E frumos să mergi și am depășit pe linie continuă. Nu, pe linie dublă continuă. Nu, nu era dublă continuă, era discontinuă. Tu știi pe care ales să respecte regulile? Cosmine, web-ul e la Hara, frate. Eu nu făceam de pe web-ul meu. Ce reguli? În București nu există reguli. Pentru tine niciodată nu există reguli. Mă, dar nu mi-arată, mie nu mi-arată pe aici. Eu merg pe singur, pe aici mi-arată. Simți-l pe mine că nu mor, zic eu. Înainte acolo. Că da, știți în rău, sunt tare în urmă, nu așa? Hai că și-o fac depășiri pe aici. Da, era bine să mergem toți, că așa dacă mergem tare o să ne pierdem unul de altul. Da, tu și fă-mi înțeles, mergem frumos. Stai că acum văd că își bagă carale. Da, aoleu. Rip. Ce ai făcut? Ai intrat în ăla? Nu eu. A, azi. Dacă n-are oglindă, să se facă. Uite cine era retardatul cu Skoda pe benzină. Nu te lua de lenuță, ok? Și acolo drept. Vreau să mă înjuri ăștia. Hai că luași tu curba. Măcar să știe că să nu mai stea în curul meu. Ia hai, bagă, hai. Uite-mă, uite-mă ce idiot, nici nu mă... Am 23 în cauza handicapatului ăsta de Robin. Frate, jos la el și-l bate. Stai că nu mai... Deci că nici nu mă lasă să intru, deci ăla forța să intru, că nu mă lăsa să intru, că știi că e aici. Ia mă, dacă ar tot înghesuie să grăbesc. Păi de-aia ziceam să mergem încet, pentru că îi forțăm pe cei din spate să meargă tare să ne prindă pe noi. De-aia nu știu carale, mergem mai încet. 120 maxim. Deci se băga Robi ăla și nu mă lăsa să intru. Să vezi ce frâni bagă. 120 maxim, da? O să vă arăt că să merg pot cu 50.
au lăsat în generatoriu. Uite-l pe care. Bă, dar mergi mă și tu frumos, omule. Da, stai mă, ce mai mă țin după tine, merg cum vreau eu. Dacă ajung o să trec la Bergen, Doamne ajută, Dumnezeu cu mine. Uite-l mă și pe rău. M-am băgat la limite în față de fier. Deci la limită m-am băgat cu tirul. Aici a dreapta, nu? Înainte, stânga bă, ce dreapta, stânga. Nu știu frate, că la mine i-a luat o rată în GPS. Stânga. Carale. Ce carale? Scuze dacă m-am băgat. Am zis dacă vii. A, vin. Stai că pentru că motorul la renunță nu mai durează. Îți dau nu știu procent de porumb? Te stresați în dreapta. Cum fortez eu. Andrei Marin, te salutăm și noi, frățioare. Bine ai venit. Ce faci, domnul? Care-i mai handicap putuța Albania, mătii? Vreau să nu ții și tu bani, că eu trei banuri pe care l-am luat pe multiplayer numai pentru asta l-am luat. Că i-am înjurat pe ăștia care m-au dat în mine. Nero Gaming, salut frățioare, bine venit! Deci eu am trei banuri, unul că a băgat până o frână și, și m-a băgat pe contrasenie și două pentru înjurători. Mă, până acum n-am luat niciunul. Pe ce de? Mai rezist cu 31% până în Bergen. A, așa, s-a tot salvat. Se cam țin un albanez după noi. Gata, Eric. Nu știu, nu e deloc stabilă mașina asta. Eric, gata. Câți kilometri mai aveți? 390. 300. Cât mai ții live-ul din, nu știu, s-ar putea când ajungem aici la, la Bergen, s-ar putea să opresc, nu știu, să vedem. Mai facem o oprire la următoarea vizionării, ne adunăm toți sau? Cred că sunt destul de adunați aici. 35-4 e cam în joară. 107 like-uri, fratele, mersi mult de tot. Mersi mult. Carale, nu mai merge lenuța? Nu mai merge lenuța. Dă-i o palmă. Mă, dar cum s-aude, bă. Bă, Carale, tu cred că îmi faci în ambiție să mă enervezi, jur. Poate. O, mai ai grijă. Auleu, ce lag ai avut. Exact, ai grijă. Dacă a făcut ăsta accident. A, nu l-am văzut pe aia din spate. Că ai oprit și tu, Carale? De ce vrei dacă ăla nu a intrat în mine? Nu l-a por parapetul din parapetul intrat în mine. Ce vrei să-i fac? Eu ți-am zis că a făcut accident. Dai numai că axona nu-ți spală. Gata, vreau să fac un cont pe Instant Games și îmi iau Viv la France. Și zici, stai că am pierdut mesajul. Dacă mai poți mai scrie o dată, te rog. Marin, salut, bine venit.
opri live-ul că vin la tine acasă, știu unde stai. Na, nu știu, poate să mai facem încă un traseu, 100. De fapt, 98 am pus ăla. Înțeles. O să mai fac, cred că încă un traseu. Pune-l 100 la un număr. Anonymous, tu ești ăla cu speed hack. Hai să facem ultima cursă cu tirul, facem? Nu, no, pe dacă am ținut-o până mai cu scoate, mă, ce rost trebuie să iau tirul? De ce s-aud așa unele mașini? Pentru că retardatul de caral și-a luat una pe benzină care îți sparge urechea. Gata, vreau să fac cont pe Instant Games să-mi iau VIP la France și ziceai că să bag zip code. Zip code. Vezi, poate ți-a trimis un cod ceva pe mail. De la firmele alea, din afară. Verifică, verifică mail-ul, Daniele. Poate ți-a trimis pe mail ceva. Mi-a spus Sara unde stai, ok, frate. Zip code-ul nu e codul poștal. Da, ba da, stai, zip code, da. Păi nu știu la ce dracu mă gândeam eu. Îți bagă scotul poștal, frate. Poți să caute pe net orașul și... Dar nu știu la ce dracu mă gândeam eu. Zip code-ul știam sigur că e codul poștal. Păi da, zip code, da, e codul poștal. Liviule, te salut. Salut, Black Angels. Eu strig mașina în curând. Deci merg cu așa să am 60 la oră. Unu e gata. Anonim se gata cu speed hack-ul. De cum o pui pe benzină? De la service, frate. Ai două motorizări. Una pe motorină cu motorul de 170 de cai în 2 litri parcare. Și mai aia pe benzină 1.8. 1.8, 160 de cai. Da, sau de oribil, frate. Îți vine să dai cu capul de perez când trece unul de la pe lângă tine. Max Infinite e mai bun ca tine. Dar fac concurență cu nimeni, frate, mai ales mai puțin cu Max. Măcar de făceai, măcar de făceai o comparație între un YouTuber cu tot aceiași abonați ca și mine. Dar tu faci comparație eu cu 8000 și Max cu 1000, unde e comparația? Carlito, tu câți abonați ai? Că am uitat. 8600 și ceva, nu știu exact. Păi da, și Max are 1 milion și ceva și te compară cu el. El la face YouTube de vreo 4-5 ani, eu fac de nici un an. Caută și pe nenea Ferrari, mi se spune Lenuța, verifică motorul. Dar reparat-o pe Lenuța, nu se mai putea. Mâng eu și pupă. Pa unde ați ajuns? Ați ajuns la parcarea aia sus acolo? Altă viață acum pe Lenuța, muncită Lenuța. Carale, e sigur că n-ai speed hack-ul? Nu, man, am mutat benzin, înțeles. Mamă, cum ai mutat atât de repede? Băi, ce e aici, ești nebun? Mă spart, trec copacul. Mersi, mersi frumos de abonare. Liviule, mersi. Hai de capul, ce-i? De-aia am avut eu lag. Da, că nu sunt 30. Parcarea mereu. Nici nu sunt 38 de player aici. Ce frumos să parcat ăștia, ești nebun? Uite, comparație, frate. Nu m-a coblocat intrarea asta, are să parcă super frumos. Care e intrare? Deci uite comparație, frate, între... Aia din stânga nu e intrare, mă. E iar da. Între pe Europa și zona asta, Scandinaviei. Trebuie în parcare. Asta ce șmecheri, cisterna asta neagră. Ați intrat în parcare? Da, da, da. Dar de la firmele alea, de acolo, în afară orașului? Hai să ne parcăm și noi acolo unde sunt mașinile alea parcate. Să nu parcăm și noi ca ultimii. Stai, s-a oprit ăsta cu... Nu stai mai să înșel față. Da, așa e. Parcați-vă și voi pe aici, pune puteți. Dar încercați să nu blocați. Că e păcat la cum au parcat ăștia pe aici. Hai că avem loc încă. Vezi, să-l blochez pe ăsta cu cheia.
Mai sunt locuri și după Dubai Alb acolo, mai sunt niște locuri de parcare. Voi v-ați oprit acolo în parcarea aia? Da, 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 suntem în parcare. Așa se parchează în București. Nu vreau și să parchez de ăsta cu spatele. Așa se parchează în București. Parchează și tu acolo, după Dubai Albă, carale. Mi-e frică să parchez. În spatele tău, gen. Uite, ne parchează și Puma acum. Dacă vine unul în fața mea și mă blochează, nu cred că am. Fii atent aici, că fac schimb, mă bag între astea două. Watch out, watch out. N-ai loc, mă, acolo. Eu sunt carale, mă. De unde pot să iau jocul? De pe Steam, Instant Gaming, G2A. Cald dacă kilometri mai ai, 100 de kilometri cred că mai sunt. Carale, îmi face schemă. N-are loc. Carale, tu aveam 110 update-uri nefăcute, 5 importante, 4 opționale, 2 la placa video, am făcut toate update-urile și am luat toate DLC-urile pe ETS2. Carale, tu acum am VIP la France. De-aia aveam lag pe ETS2, cred că aveam update-urile, că nu aveam update-urile făcute. Da, contează foarte mult și update-urile să le faci. E bine, dacă acum zici că îți merge bine. Cum pot să transport vaci? Că-i văd pe unii care transportă vaci. Alea vacile mi se pare că se iau din Scandinavia. Uite cât de fain e deful ăsta sus, că n-are pull bar din ăla, are farul direct prins pe cabină. Este mod. Lol. Și are și farul, și are și LED-uri. Ăsta cu negru, unde se pull negru, cu citernul negru. Și are și LED-uri deasupra la farul, și pe nu le pot spune. Caterinca. Chiar arată Caterinca. Ce facem? Mergem și noi? Ha. Hai. Așa ar fi frumos. Băi, eu am aștept acolo la firme de afară orașului. Trebuie să-mi tot, ești prin dreapta. Păi nu, acolo e singura ieșire, man. Carale. Păcat că am ratat live-ul, mai am 85 pe PaySafe Card, mai fac rău de 25 și îți dau și ție 1 euro, nu e mult, dar te respect. Daniel, stai liniștit, frățioare. Mersi frumos, oricum de intenție, dar stai liniștit. Au. Livele nu, nu joc Samp. A, dar e ceva lag aici. Voi câte FPS-uri aveți în zona asta aici? 3. Câte? 43. Eu am 20, 22. Bine, dar am și live-ul ăsta pornit. Ce frumos ești față de Europa. Da, aici majoritatea playerilor merg mult mai ok decât în... Bine, și aici sunt retardați, că n-am peste turci. Turci. Da, dar chiar se merge, chiar se merge foarte frumos aici. Poți să-l descarci de pe net gratis? Mă, poți să-l descarci de pe net gratis, doar că nu te poți juca multiplayer. Mamă, ce rasă intră în tine, Carlito. Păi, încerca să păsa distanța ca să nu avem probleme pe... Da, îl pot frână că a intrat în fața ta. Să aveam viteză. Nu intra, mamă. Scuze cine era în spatele meu. Dar s-a băgat ăla cu scan, eu... Eu l-am pus pe aia. DMC, salut frate, bine venit. Poate am pus eu cum să ia butonul magic. Dacă îmi dai 2 chei de Rocket League sau 5 euro, mai vorbim. Păi atunci îți caut, dau un stași pe Google și gata. Care vi se pare mai faină, Vive la France sau Scandinavia? Scandinavia. Vive la France,
Bine, exact. Respect, am 100%. Exact, Terec Ban. Gata, eu nu mai joc, gata. Hai mă, zăi. O blocătește toată strada. Robit. O intrat exact în depășire. O intrat într-unul. Cu dacu. Salut, lupul albastru, bine ai venit. Te depășești, mă, trebuie să fii în control. Ce face, mă, Robi? E roșu. Vezi, nu sunt sincronizate, aici se dă pe prioritate. Deja au început frecumențile la Bella Italia. Zii, să se bage că... pentru ATS. Sau bagă-te pe lângă el, că văd că... Pe Instant Gaming am văzut deja Bella Italia. E 15 euro. Noi avem prioritate, curcăm. Da. Da, bine, teoretic, că mai vin adminii, vin adminii și stau și te blochează și fac gen semafor, că... Nu sincronizat, știu. Da, de obicei, dacă ar fi să luăm pe real life, trebuie să ne dea nouă prioritate, că noi urcăm. Da. Caleta, cu ce echipă ți-i frate? Cu niciuna, nu sunt microbist. Caleta, cu ce faci live? Cu OBS-ul în Fagnero. Întreabă-l pe Hara cu ce echipă ține. La noi nu se joacă fotbal, frate, la noi e actorie doar atâta. Încearcă să joace fotbal. Nu, e actorie, frate. Care e actor mai bun? Câștigă. Ai văzut, își rup picioarele, mamă, gata, nu mai sunt mort, nu se mai ridică. După ce te-n arbitru cu de acolo de arbitrat, se ridică, se scutură puțin și n-a nici pe dracu. Ăla-i fotbal, mă? Fotbalul a fost aseară, Spania, Italia, ăla, da. Sincer, dacă vreau să mă uit la fotbal, mai bine mă uit la echipele din Anglia, frate. Acolo, da, pot să zic că e fotbal. Ia Carlito, că e dat și le-i prioritate. Niciun fel de problemă. Ce Carlito, mă? Păi, tu trebuia să-i dai lui prioritate, chiar am simt deja. Băi, eu zic să spun niște ochelar, că e cataractă. Era Robi ăla, nu eu. A, da, era Robi, tu ești mai în spate. Se poate juca bine și fără volan, Paule, dacă iei virajele cu mouse-ul, da, se poate. De pe tastatură e foarte greu și e foarte nașpa. Tastatura nu poți să iei din așa, cu venea. Ce fac, mă? Caldă, o să faci și mâine coffee time de pe la 9, să prind și eu tot. A, să prind și eu tot live-ul. Dacă mă trezesc de dimineață, să fac, dacă nu, vedem. Să meargă. Blindu, salut, frate. Salut din nou, Josh, salutări. Mergeți în oraș sau veniți la filmul ăsta? Hai, păi dați, de ce v-ați oprit toți aici? Salut, Livile. Așa, așa. Așa. 100%. Cine era incompetentul ăla, Carale, nu? Mă joc cu Carale. Mă joc, dracu, n-ai frifrânat. Ce bulangiu. Mă joc cu Carale. Cu damage. Am 100% damage. Dar nu știu cum dracu încă mai e pornită mașină. Terminat, el accelerează în loc să mă lase de la dracu. Mă vede că vin, el accelerează terminatul. Gata, eri motorul. Hai că mă duc la masă, că n-am cu tine, mă joc. Du-te, drag, deci. Joc cu Carlito. Du-te la acolo, că nu uite nici jocul ăsta. E
Medusa service calit. Bă, țin așa din inerție se ducă. Oricum te pune sigur, nu mai pornește cu 100% de mici. Imediat ajungi să vii la fumă. Cred că vă și vă puteam. Ah, am crezut că ești, Liviule. De pe ce crezi că e mai bine să joci TS? Tastatură sau mouse-ul? Cu mouse-ul, frate. Cu mouse-ul e altfel virajele. Am jucat doar cu mouse, așa să controlezi doar cu mouse-ul. Vreau să intru și eu cu voi unde sunteți să mă așteptați. Blindul, suntem pe Scandinavia, suntem la Bergen. Mai stăm sau se închis live-ul? Cred că o să mai facem una mică, plecăm de aici de la Bergen până la Kristiansen, că tot și pe acolo e național. Nu? Eu după aia mă opere și eu. Hai că-i dau 7, că n-ar o să mă chinui cu ea așa. Salut! Salut! Unde sunteți pe lucru? Vreau să întâmplu și eu. În Scandinavia, la Bergen. Scandinavia, n-am Scandinavia. Nașpa. Nasol. Nu știam eu de ce e așa de fain pe jurul vostru. O să-ți vin zilele astea locația și îi cer mai tăi 5 euro. Mă, 5 euro? Pe instant gaming e 5 euro asta. Eu l-am luat la 4,50 și ceva când am fost astăzi. Da, dar costurile în plus, doar l-am pățit-o cu... Hai, Cami, și salut! Salut, salut! Salut! Hai, ne vedem la lupa aia din Bergen, da? Ok. E parcarea acolo. Deci am nou damage mode-ul acum. M-au auzit? Da. LOL, ce naiba? Te căzusem cu mouse-ul de birou un pă, de marginea asta. Așa. Ah, gata, am descoperit și eu cum e cu hack-ul la pupă. Rale, nu-ți mai dau niciun 5 euro. Cu ce te ajută DLC-ul Heavy Cargo? Ai niște remorci în plus, mai grele. Sincer, nu l-am mai prea folosit. Ce, Heavy Cargo? Da, da. Mă, ultima oară l-am folosit acum cu eventul ăsta. Iar trebuie cheat engine pentru DLC-urile alea. Apoi atunci când am făcut eventul la cursa aia atât. Ce te engine pe, nu numai ce te engine, dar pe Eurotrack poate faci și altfel, fără ce te engine, fără nimic. De fapt, eu zic ca să, cum să zic, ca să introduci alea cu hack-ul, să-ți apară, trebuie să introduci un DLL. Ca am 5 banuri pe multiplayer, 3 de la înjurător, 1 ramming, 1 aiurea, nu mai vreau să iau banuri. Păi ai și tu grijă cum mergi, frățioare. Mi se pare că dacă ții bani permanent, poți să schimbi adresa de mail. Ai grijă și tu cum mergi și... Deci nu te vedem la, acolo, la lupă? Da, la lupă, la Bergen. Trebuie să fac și eu traseul. Deci mergem până la Kristiansen, da? O, te punem aici la Kristiansen, la hotel pun aici. Până acolo să mergem. Hai că mă, poate merge și noi normal dacă nu mai e carale. Acum e mai bine fără carale, nu? Vezi că te-am auzit, că vine de la masă. Chiar mă interesează, nu știu cum să zic.
Dar n-am cum să șterg history banilor la câte banuri... nu, n-ai cum să-l ștergi, ăla rămâne acolo. Și la, din câte știu, la 6 banuri îți iei permanent. Încă, n-am, da, încă n-am ajuns până acolo. Nu joc calită. Auzi, domnule, și de pe Scandinavia? Nu, asta să fie cel puțin ultima plimbare la mine și după aia o să fac și eu o pauză. Dar ce pauză de rast? Nu ai zis, mă, că trebuie să mănânci? Nu fac și am mâncat. Păi ia, mai du-te și mai mănânc o dată. Carlito și la Christensen, unde ne întâlnim? Ești culme. Poftim? La Christensen, unde ne întâlnim? Unde să punem? La hotel am pus. Point-ul, fix la hotel. Dar nu mai merg trailerele zero tone. Poți să cumpăr jocul de pe Mac și să-l activez pe Steam, că n-am card. Da, poți să-l cumpăr de pe Mac. Tu câte banuri ai, Carlito? Am 3 banuri. Da, mai... Știu că dacă-l cumperi de pe Altex, îți dă majoritatea DLC-uri, doar. Mă rog, nu-ți dă VIP la Franțu și asta. Dar mi se pare că odată la un știu cât timp se șterg banurile alea, mă, din history. Mi se pare că... Nu, dar nu știu exact. Că dacă intru acolo, mie acum mi-a apare decât că am un singur ban când intru acolo la ei pe multiplayer. Ultimul care pe care l-am luat atunci când l-am înjurat pe unul care a intrat în mine. Și decât ăla mi-apare. Restul pe care l-am avut nu mi-a apar. Nu știu care-i faza. Știu că la un moment dat îți dispargem. Dacă ai 5 banuri și treci un an de zile, pare mi se că nu-ți iei permanent. Nu-ți iei permanent, ți iei 3 zile, gen începi din nou. Nu știu sigur care-i faza. Da, nu știu nici exact cum e treaba cu banurile, chiar nu știu. Sunteți la parcarea aia, la locul ăla de dormit în Bergen? Nu la locul de dormit, suntem la parcarea unde este lupa. Păi și unde-i lupa? Unde este lupa? Cine mai e devenit? În afară de tine? Carale. Ok, hai, vino și după aia plecăm. Mai am 77 de playeri până să mă conectez. Probabil, cu o dată la 6 luni se șterg. Nu știu exact cum e treaba, chiar nu știu. Unde la Cristian sau la locul de dormit de lângă service? Da, 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 acolo. Până acolo. 500 de kilometri ăsta? Ok. Când vreau să deschid Trackers Multiplayer, îmi cere Net Framework. Nu mă lasă mai departe. Păi instalează Net Framework-ul. Uitați, vine și Carale și mergem. E un MOBA, Peter, pe tare mi-e dor de el. Poftim? Mi-e dor de tir. Dacă mi-am amintit să setez pe 3. De echitezi 3. Gata. Stai puțin, te rog. Nu o claxona la mine, că... Acum mă dau jos. Ești periculos tu de fel? Îți iei DLC-ul Viv Italia când apare? Da, o să-l iau. Viv Italia? Așa a scris el. E Bella Italia. Cum ți-ai pus chestiile alea de sus? Care chestii de sus, spadasinele? Ah, cred că se referă alea de luminile și cu ăla cu Michelin. Păi stai, că sunt cu Skoda, n-are ce lumini să fie. Skoda? Ce de pe live? Cu ceasul, cu... Ei, alea sunt mai complicat, nu stau mă să explic. Niște imagini, mă rog, e complicat. Hai să mergem. Eram cu tirul acum și de-aia am crezut că e tirul. Nu știu. Îl fac dapu. Hai, Constanțeanul, tata. Carale normal, da? Da, mă să alimentez. Păi și eu cred că o să opresc să alimentez.
Să ai poftă, Daniele. Pe unde ești? Sunt la Bergen acum. Ben, nici stai, nici nicio problemă. Oricum, trebuia să-i dau bloc permanent lui aia, lui ăla, ce era. Că nu e prima oară când vine. Apreciază dacă mi-am schimbat porul copil când ți-a. Da. Mulțumesc. Mergem? Da, hai. Dar mai era Adi. Cred că Adi a plecat. Da, da. Mai fac. Da. Hai, hai. Leo, da, am făcut eventul. Că asta am cumpărat acum un an un cod de pe Mac pentru Eurotrack și zicea că nu e valid pe Steam. Nu știu, frate, n-am cumpărat niciodată jocuri de la Mac, de la Altex, niciodată n-am făcut treaba asta. Eu numai de pe Steam, de pe Instant Gaming și am mai cumpărat mai de mult o dată de pe GTA, dar m-am lăcuit de atunci. Ai luat seama? Nu, dar atâtea shield-uri, că pana mea, am auzit multe persoane care și-au luat țeapă, am zis că mai bine nu vreau să aude. Instant gaming e mult mai safe, și plus că la livrarea durează 3 secunde. Am luat acum 2 săptămâni și poate pe EGDA. Mamă, vreo jumătate oră tot și stau până să pot să-mi fac atâtea contexte și atâtea. Și pe Instant gaming doar trece acolo, atât. Deci nu cred că nu se duce și oricum. Sincer, n-am cumpărat nimic de acolo. Nu mai de acolo am cumpărat. Vedem, am cumpărat și o scandinavilă. Carlito, sunt DLC-uri? Da, se găsește și DLC-uri. Dar nu toate, de alea, DLC-urile cu hărți, atât. Dar totuși, se recomand de acolo. Deci când mi-a luat scandinava, imediat mi l-a livrat. Mi-a arătat cheia, m-am băgat, nu am avut nicio problemă. Și înainte să cumpăr, mi-a zis cineva, dacă nu merge, încearcă legat tot. Doar trebuie să mai fie erori. Nu știu, niciodată n-am avut probleme de câte ori am cumpărat și am cumpărat jocuri destul de scumpe de acolo. Am luat Overwatch-ul ziceam... care era 40 și ceva de euro, adică... Nu, zice că e invalid sau nu știu ce, încearcă să scrii totul legat și... Eu nu la Battleground de pe Instant Gaming Gear, chiar nu avea nicio reușită. Battleground, da, tot de acolo l-am luat. Cred că Insta... Viv la France, tot de acolo l-am luat. Cred că Instant Gaming e un site care e făcut special să îngroape GDL. Să-l îngroape, că sunt niște jegoșe. Adică nu bagă shield-ul, livrare instant, 100% safe, o e îngroapă în curând. Am dat pe Battlegrounds 27 și ceva, când l-au comision de la PaySafe Card, 1,80€ un pic. Ce ai trimis aplicat la event? Leo, trei stegulețe, ăla cu Franța, cu Danemarca și cu Suedia. Dar Ale, cum să spun eu, te-a luat 1€, dar nu plătești shield-ul, 3€. Adică cu 3€ ai azi mai alt joc. Ok, 2 kg de Rocket League, bă, mi-ar mânci bani. 2 kg de Rocket League cu 3€? Da, cu kg 1,30€. Dar de unde le-ai toată de ieftin? Este Rocket League. Ok, 1,30€, cu cât e mai mult, cu atâta crește reducerea. 5 kg, 4€ și ceva. 10 kg, 8€. 20 de kg, 18 sau 17€. Oh, încate aici, da. Deci eu vreau să-mi iau Rocket League.
Vine din față? Nu, 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 doi. Dar n-am mai văzut ăștia de la FTS să bage replice. FTS. Poți de seama, să. De Crăciun și vara îți bagă reducerea atâta. Nu, înainte mi-a luat TTS-ul în aprilie cu 5 euro. Așa și după am văzut multe reducere, de-aia mi-a luat Gelsuit foarte ieftin. Și eu tot ai, tot ce-am luat. Majoritatea le-am luat prin iulie, când a fost Summer Sale. În video mai tămile din Inversa, și l-am dat. De Crăciun cred că o să fie reducere mare. Da, de Crăciun sunt că cele mai mari reduceri. Banii sunt făcuți de tine sau sunt mod? Sunt făcuți de angajați cu ajutorul unui bug. Pe multiplayer este un bug, odată la un anumit timp îți bagă mai mulți bani în bancă. De obicei joci pe VIP la France. Bă, în ultima perioadă n-am mai jucat. Despre ce event este vorba, Carlito? De eventul acela care trebuie să faci 10 curse din diferite țări, toate cu destinația către Franța. Și nu, nu trebuie să ai DLC-ul cu VIP la France. Ia la final după ce... și cursele trebuie făcute de la contracte externe. Trebuie să ai contul conectat, adică profilul de Eurotrack trebuie să fie conectat la World of Trucks. Da, că nu merge. Pentru că cursele trebuie făcute neapărat de la contracte externe. Ia la final o să-ți dea un reward, o să-ți dea turnul Eiffel și 3 stegulețe. Random. Iuliane, te salut. Mergem la Christensen. Ce mișto se vede aici, jur. Era mai bine optimizat, era perfect. Ce dracu. Asta nu a uitat că trebuie să facă dreapta aici. Am mai făcut și o dată așa, eram cu ochii în chat, n-am mai văzut că trebuie să fac dreapta. De ce ai intrat scarele? De ce? Se fac o schemă și mă întâlnă. Pe ce server e? Scrie și în titlu, Paule, suntem pe Europa 2. Mane ar merita să iau în rate trebuie. Un viking? Nu știu ce să zic. Nu, no, nu, no, nu, no, e prea slab pentru prețul lui. Ba, da, e ok. Da, mă, Carlito, avei tu... Nu vândează atâta în banii aia. Îl spune acolo pe parbriz, așa, nu știu, ceva luminat cu roșu. De la ce dețiu era? Ceva luminat pe parbriz cu roșu. Raven? Nu era portocaliu? Nu era portocaliu cumva? Da, da, de la Raven. E doi lei, a fost primul event din Eurotruck-ul cu Raven. Nu găsesc, m-am tot uitat, dar nu găsesc pe... să-l cumpăr. Ba, da, vezi că trebuie să fie. E pe Steam de Raven. Raven Tuning Pack sau ceva de genul ăsta. Mi-am făcut acum un face de 10 euro, știi și-a. Dă și mie 3 euro. Păi nu, că mai vreau să-mi iau ăsta, Scania și... Dacă mai rămâne și de dat. E și mie, ok. Olă, știi ce poți să-ți iei? Ai 10 euro, da? Da. Ia-ți Raven, poți să-ți iei Raven. Și Scania și da, fă-ți ajunge la fix. Da, o să iei lucrarea lui Kay, pe rog, lui. Wow. Poți să-mi arăți pe ce te-am întrebat? N-am cum să seară, frate. Intră pe World of Truck. Intră pe Google pe World of Truck și vezi că ți apare acolo eventul. Da,
Itemele de la event îmi apar în inventar după ce sau mai trebuie să fac eu ceva. Leo, trebuie să intri pe forumul de la World of Track și să-ți iei reward-ul de acolo. Iar apoi, iar apoi itemele o să ți le trimită automat prin în Steam, în inventarul din Steam. Trebuie să te loghezi cu Steam-ul și să acolo să intri pe link-ul ăla. Deci tot nu, deci nu găsesc no damage-ul și no și ăsta. Speed hack. Ți-l dau eu. Nu. După live îți dau eu link de descărcare. Pune, e very important. Doar l-a dat ceva cu cheat engine-ul, dar nu mă lasă să zic DLL. Nu, ăla nu mai merge DLL-ul. Adică merge, dar nu e ok, ăla că spică net de el. Zic din experiență. Știu că am încercat și eu cu cheat engine. O scos acum, băiatul care l-a făcut, a scos un DLL nou. Doar că ăla nu trebuie activat cu cheat engine-ul, din ce am înțeles. Îi grăbești carale. Da. Vlade, te salut și frățioare, bine ai venit. Hai, mai avem, cât mai avem? 239 de km. Apoi cu mașina imediat îi face. Podurile astea sunt cele mai șmechere. GTX 1050 Titan 4GB sau GTX 1060 3GB. Mă, la preț cred că ar fi mai indicat și calitativ, ar fi indicat 1050. 1060 e cam scumpă din câte știu. Nu mai știu acum prețurile cum sunt. 13 milioane 1060. 1050 10 milioane 9 milioane. Deci, cum să zic eu, calitate, preț ar fi mai bine 1050. Eu trebuie să-mi schimb placa de ori un GT 1030. Ori un GTX 750 Ti. Recomand RX 780. Nu știu, zic că 1060 e prea mare diferența de preț între 1050. Nu e așa? Opa, uite, păi, ce ați făcut aici? Ești bine exact? M-a băgat în depășirii. Zilu, Carlea, să-mi dea și mie ăla, îi fac cinste. Mă, Carlea, lasă-l și tu pe Discord, frate, lași acolo la discuții. Nu la discuții. Deci cei care vreți să luați modul de no damage, da, o să lase Carlea la discuții pe Discord. Sau vă dau link la videoclipul, ca să vedeți cum se activează. Poate intra pe aici, Carlito? Poftim? Poate intra pe aici? Nu, înainte, înainte. Aici e... Am putea... Fă dreapta, nu, întoarce-te exact, dă-i, dă-i mașa lea. Ne băgăm pe aici? Hmm. Caralele de-n-apoi. Da, că-i mișto pe aici. Hai de-i dracu pe aici. Da, să nu fie mișto. Bine, cu mașina. Bine, o lăi. Zic, a apărut aia cu G2-a loot. Dar e numai no damage sau e și acel buton magic? Nu știu. E ăsta nou, e numai no damage-ul. Butonul magic e... Ți-l dau și pe ăla și no damage-ul pentru motorul magic. Dar ăla e cu ce atingea, nu trebuie activat de fiecare dată, e mai complicat ăla. Păi am cheat engine. Stai un pic, ăla cu cheat engine-ul se numește Avgero, nu știu cum. Da, pe păi, tot de Avgero, e făcut și ăsta, doar că se activează direct, din ce am înțeles eu. Doar că dai click. Da, am modul ăla de Avgero. Intru în cheat engine pe acolo și nu mă lasă, îmi zice că nu se poate instala de leu. Mai de pe asta. Ăsta de Avgero știu care și no damage și speed.
Uite, ce cafel de injecting de DLL. Așa, nu mergem primul. Aralei, depășit. Așa, nu mă grăbesc. Civilizații sa, alții veneau cu viteză să băga, uite, s-au oprit frumos. Nu mă merge, nu de cărare să bagă în depășire. Ce-ți faci? Hai să vină și ăsta. Nu, nu, sfârșit pot să deschid și eu să-mi iau un joc nou pe GDA Loot. Carita, iau cursele pe care mi le arată la World of Tracks. Spadasinule, nu, trebuie să iei 10 curse din țări diferite, toate cu destinație către Franța. Sau să pleci din Franța. Sau să pleci din Franța către 10 țări diferite. Niciodată să nu fie aceeași, în aceeași țară. De exemplu, dacă ai o cursă din Franța până în Italia, nu poți face o cursă iar din Italia până în Franța. Eu de obicei le-am luat pe alea, am început cu Scandinavia și m-am dus până... am luat Italia ultima. Dar ca să nu mă plictisesc, dădeam F7, când eram aproape de oraș. Trebuie de DLC să mergi pe acolo? Da, trebuie DLC-ul cu Scandinavia, Bogdane. Acum suntem prin zona pe la Stavanger. Liber? E liber, nu? Mm-hmm. Vine? No, dai, dai, vine unul din față. Ah, mai descoperit unul cu waitus.cpl. Hai că mi-a crescut pe YouTube, bravo, felicitări și ție și prietenilor. Super de treabă și ei. Bike, mulțumim frumos, frate. Bine, am luat prieten de treabă, sper că nu te referi la Carale, că aici face o greșeală imensă. Adică doar uite-te la el, ce depășiri face, ce poți să-i ceri. Eu pot să te așez de la Carale. Nu, 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 de aici. Bine, nebunul de salam. Toxical, te salut și-o frățioare. Bine ai venit.
Carito, remorcile alea cu Scania și Volvo sunt mod? Nu, nu sunt mod. Remorcile alea se găsesc doar în Scandinavia. Mai, pentru că aici e mama lor, aici sunt fabricate. Hai, mai avem și noi 50 de kilometri. Îți doresc drumuri faine, mersi frumos, Toxical. Nu, nu străbat Europa. Am fost la început, când am dat drumul la live, ne-am plimbat puțin pe cale Duisburg, am făcut două ture. Iar de acolo am plecat... Am Europa, la event am străbătut suficient. Da, la event am străbătut destul. Iar acum am plecat în Scandinavia, am făcut pe aici, am plecat de la Oslo, de la Oslo la Bergen și acum de la Bergen mergem până la Kristiansand. Asta va fi ultima plimbare. Salut, Darius! Dar voi ați dat blană? Nu. Am ajuns. Wow, mi-a stat acest igol ăsta cu lucrurile. Nu mai aveți. Nu nici exact. Intri și eu ca om în parcare. Am văzut un, că ai un site de unde iei jocuri mai ieftine, la fel ca G2A. Bike, vezi că ai un link în descriere, de pe Instant Gaming. Facem o pauză. Cum dracu a parcat ăla? Gata. Vrei să facem și o pauză? Face și o pauză dacă vrei. Salutări și drumuri bune, Zavi, mulțumim frumos, salut. Da, băieți, cam asta a fost și cu live-ul pe dimineața asta de s-a transformat în după-amiază. Da, da. Cred că ne auzim mâine, nu știu, în seara asta dacă o să ne auzim. Mi-e foame. Și-a fost foame. Și mie, n-am ca nimeni. Mi-a picat Dark Souls 3. Da, mă, băieți, mersi frumos pentru like-urile date, am văzut să 120 și ceva de like-uri, apreciez foarte mult, mersi mult încă o dată. Vă doresc o zi cât mai faină și sper să ne auzim cu bine. Ciao, ciao!